Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Hei, bună seara, Silviu Munteanu sunt, suntem pe 103.4 în vastele studiouri Radio 7, suntem și pe YouTube, canalul 13 TV, sigla cu pisică neagră, pentru o karma mai bună în viață, un subscribe ar fi apreciat. Treaba este că într-o lume care s-a umplut în ultimii 2 ani de specialiști și experți, am adus în seara asta unul pe bune, Mihai Iosif Toader, patron de restaurant cu bucate tradiționale românești și ia asta ca o autoironie, eu mă autoironizez, vedetă pe YouTube. Da. Acest nou concept al lumii moderne, vedetă pe YouTube, la canalul de succes realizat împreună cu Bogdan Simion, Fragmente. Da. Aveți ceva view-uri acolo în gust. Da, nu m-aș regăsi nici cu patron de restaurant, nici cu vedetă de YouTube. Dar cumva prima parte, sunt chef owner la un restaurant care se numește Sorul meu, restaurant creat după chipul și asemănarea mea, dar sunt coleg, să zic așa, și pe YouTube nu știu dacă sunt multe sau puține view-uri, dar noi ne facem treaba și este un proiect pe care îl facem din hobby, din care învățăm și chiar pe bune, adică ne comportăm exact cum suntem noi acolo. Și dacă nu avem presiunea asta a nimic, că e un proiect independent, poate să fie multe, poate să fie puține, noi mergem înainte. Există acest manual al întâmplărilor care face dovada faptului că atunci când te apuci de niște treburi așa, exact în modul ăsta de a nu fi presat de nimic, încep să-ți iasă tot soiul de... Da, da, și sunt cumva structurate treburile la noi pe canal, pentru că facem mai multe lucruri. Căutăm rețete, înregistrăm lăutari, vorbim cu oameni, avem și o rubrică de eroi local, cum îi denumim noi, oameni care fac o treabă extraordinară, da, și care sunt pasionați pe diferite chestii. Și atunci el e structurat diferit. Lumea se uită mult mai mult la muzică. Deci, dacă te uiți la un video la noi pe Fragmente cu Bogdan și cu lăutarii, au pur și simplu a bubuit, pentru că lumea vrea să asculte muzică și cu asta basta. A, mă bucur că lăutarea asta se întoarce ușor, ușor. Treaba este că în seara asta o să încercăm să vorbim despre mâncare, băutură și produse românești, toate românești. Trebuie să te întreb, ți-ai făcut rezerva strategică de ulei? Nu. Nu mi-am făcut rezerva strategică de ulei și lucrez și cu câțiva producători de care presează ulei la rece, ulei de floare soarelui, ceea ce vă recomand și vouă. E foarte gustos și foarte sănătos. Și cred că nu o să rămânem niciodată fără ulei. Atâta timp cât avem niște semințe, putem să facem ulei. Hai să o luăm puțin sistematic. Avem aceste probleme ale zilelor noastre, avem un război alături și avem niște prețuri care s-au dus în sus. Da. Și s-au dus urât și nu știm ce urmează și dacă să se oprească sau nu. Treaba este că, cel puțin la etatea de 40 plus, când te raportezi altfel la viață, în discuții cu colegii mei, cu prietenii mei, mi-am adus aminte, zic, băi, dar bunicii noștri aveau niște grădini la casa lor la țară, de unde puteau să se hrănească în caz de criză, vreo 2 ani de zile. Mai mult decât atât, am mai tot povestit asta aici, am memoria unor oameni care au trecut războiul, au trăit foamea, au băut apă din copita calului și care toată viața lor, acum nu mai sunt în viață, dar vorbesc de bunicii noștri, știu un exemplu clar, toată viața lor au avut în cămară, că au trăit la bloc, 2 saci mari de rafie de pâine pe care îi schimbau din când în când. Da? Ca să fie proaspăt, să folosesc la pesmet în caz de se întâmplă ceva. Cât am avut zona asta de pace de vreo 80 de ani cu mici deranjuri pe aici, pe acolo, nu ne-a ieșit asta din obicei. Plus, sunt cel puțin în zonele astea limitrofe ale marilor orașe, sunt sate unde deja ai celebrele lanțuri alimentare. Pe mine mă interesează, este necesar să revenim la acest gen de trai și cam ce ar presupune o grădină în tocmai ca să ne asigure un, cel puțin un minim necesar pentru, hai să zicem, o familie, două? Da,
nu știu dacă e necesar neapărat, pentru că știi cum e, evoluția este evoluție, dar se poate cumva întoarce la ideea, la o idee de genul ăsta și nu știu, uite, de exemplu, în jurul Bucureștiului există foarte mulți țărani care, cel puțin din punct de vedere al restaurantului, eu îți vorbesc acum din punct de vedere al unui om care are restaurant și care lucrează ca bucătar. Eu lucrez cu o asociație care se numește Verde, care s-a transformat acum într-un fel de cooperativă, dacă vrei, care în fiecare dimineață culege de la țăran din grădină, pentru că omul respectiv știe ce face, știe cum să cultive o legumă fără a o modifica, dacă vrei, din punct de vedere chimic, ceea ce se întâmplă foarte des, din păcate, în ziua de azi. Și în aceea zi ne și livrează la ușă. Deci sunt oameni care încă fac chestia asta. Dacă tu, dacă eu, de exemplu, care locuiesc în apartament, aș avea o casă, m-aș muta la casă, cu siguranță mi-aș face o grădină și mi-aș pune chestiile de bază. Cum ar fi legumele, bineînțeles, în sezonul lor, să ne bucurăm, e foarte, foarte important să ne bucurăm de ingrediente în sezonul lor, pentru că atunci sunt cele mai gustoase și cele mai sănătoase. Și mi-aș pune lucrurile de bază. În schimb, uite că îmi vorbeai de saci cu pâine, eu am mai întâlnit genul ăsta de stocare, dacă vrei, slash cămară, slash pod de bara, ce vrei tu, la Dobrotești, la o familie foarte interesantă. Tellerman, exact, la Țațarița, care avea făină de 70 ceva de ani. Deci își făceau oamenii podul plin cu făină, încât au ajuns să stocheze de, la un moment dat, dânsa, când am vizitat-o, avea 85 de ani și încă mai avea un sfert de pod de făină, de când era ea tânără, că stătea în casa în care zestre lucra, ceva de genul, da. Și am întrebat-o, zic, mamaie, nu ți se, nu știu, nu se adună gâze, nu se adună chestii, nu, mamaie, că îl cernem fiecare an, facem și chiar ne-a făcut o pâine cu acea făină. Deci încă mai sunt oameni care fac și stochează în felul ăsta, dar în același timp cumva lumea nu știu dacă e corect, a evoluat, că poți să trăiești foarte bine și cum ai spus tu și s-a schimbat. S-a schimbat, așa, foarte bine ai zis, s-a schimbat și cred că e greu să ne întoarcem la lucrurile astea, dar să ne inspirăm din ce au făcut bunicii noștri, eu nu cred că e rău. Știi, nu vreau să țin vreun discurs anticapitalist aici, dar știu că aceste supermarketuri care au apărut, aceste lanțuri de supermarket, omoară micul producător, omoară țăranul. Știu că la un moment dat era o politică să cumperi totuși, supermarketurile cumpărau de la mici asociații de țărani. Nu știu dacă este mai este valabil sau nu. Știu doar că mi se pare absolut nefiresc să mă duc la magazin și să găsesc pătrunjel din Turcia. Adică, băi, că găsesc pepene din Turcia în extra sezon, pot să înțeleg. Dar pătrunjel din Turcia mi se pare puțin cam mult. Ai foarte mare dreptate, dar aș vrea un pic să vorbim că la trecut, că nu găseai, da? Omora producătorul local, dar eu și împreună cu colegii dintre ei mei care ne-au apucat de neoromânescul ăsta sau noua bucătărie sau ce vrei tu, religia noastră, baza noastră este pe producătorul local. Noi lucrăm foarte mult cu producătorii locali și astfel am și făcut diferite programe cu diferite asociații, cu diferiți oameni, prin care am încercat să promovăm producătorii locali, prin care am încercat să educăm financiar producătorul local, prin a-ți da o factură, a lucra strict legal, un certificat de conformitate și așa mai departe. Și atunci, după toate struggle-urile astea, dacă vrei, și lucratul ăsta și pe legislativ cu producătorii locali, acum mai nou au apărut în supermarketuri, chiar și în supermarketuri au apărut mici, deocamdată timid așa, dar au apărut mici colțuri cu produse de la producători locali. Eu am văzut în anumite supermarketuri chestia asta, deci cumva a devenit și un trend, că vorbeai de produse românești, știi? Ne legăm acum, toate supermarketurile să leagă de cuvântul ăsta românesc, autentic. Da, în formă de marketing. A intrat într-o formă de marketing, dar e foarte, foarte important să depășim forma asta de marketing și bineînțeles că țelul nostru ca bucătari este să ajungem mai ușor la produsul corect.
mai ușor ajungi prin supermarketuri, magazine și așa mai departe. Dar să nu știrbim, să nu modificăm, să nu ne folosim de ei doar pentru marketing. Aici am eu problemă, știi, cu lanțurile mari de magazine. Dar atât timp cât a început să există o colaborare și lucrurile merg într-o direcție mai lentă, dar merg într-o direcție bună, eu zic că o să fie bine în viitor și eu zic că o să-și găsească și producătorii locali colțul lor, pentru că există cerere. Că îmi ziceai de pătrunjelul turcesc. E și vina supermarketurilor, dar să știi că e și vina consumatorului. Pentru că eu dacă îmi iau pătrunjelul atunci când nu trebuie să fie pătrunjelul, sau dacă eu vreau să mănânc cireșe în septembrie sau în decembrie, păi dacă e cerere, știi cum e. Așa e în capitalism. Dacă e cerere, omul trebuie să-ți dea, știi? E de ambele părți, știi, vina. Poți să înțeleg diferența de soi la usturoiul sârbesc versus ăla românesc, dar pătrunjelul, cam an, nu cred că pătrunjelul e ceva foarte exagerat, așa e. Adică pătrunjelul, nu știu, aici poate e treabă economică, de preț, poate, nu știu, I don't know. Din ce știi tu, mai am această întrebare, găsești chiar în supermarketuri acel colț cu produsele eco? Știu că am căutat zilele astea, există lămâile și există lămâile cărora le poți folosi coaja. Pentru că celelalte se presupune că stropite și nu e tocmai safe să spui coaja. Am vrut să-mi rad niște coaje de lămâie în mucenici. Și a trebuit să cumpăr lămâie din cealaltă, care bineînțeles este mai scumpă. Pe mine mă interesează în spatele acestor rafturi, da? Care sunt mai scumpe, cât e ipocrizie și marketing și cât e pe bune. Hai, ce întrebare bună ai pus aici. Cred că e un pic din ambele. E și pe bune și e cumva normal ca un produs care... Cred că impostură era cuvântul. Așa. E ceva normal să fie un produs puțin mai scump care este lucrat natural. De ce spun asta? Pentru că eu am mers foarte mult, de exemplu, în sere, da? Unde am văzut cum se crește o plantă natural. O plantă natural, gândiți-vă că se recoltează undeva la un sfert din plantele care sunt stropite sau sunt azotate și așa mai departe. Pentru că apar diferite gângâni, apar diferite boli de plante. Chiar aveam când am făcut un restaurant la Sibiu, aveam un prieten acolo cu care lucram, care pur și simplu, înainte să apună soarele, s-a apucat să vâneze gângânile cu mâna, să le prindă. Înțelegi? Mm-hmm. Atât de natural lucra. Și cumva produs, bine, eu acceptam orice, că pentru mine conta gustul, dacă nu arăta foarte bine o plantă, făceam un sos cu ea sau, nu știu, o transformam, numai să nu li se strice recolta, știi? Dar ideea e că dacă eu îți dau o frunză și eu vezi o gaură în frunza aia, tu o mai cumperi? Știi? Nu mai cumperi. Și atunci el trebuie să-și aleagă cel mai frumos să pună în supermarket, de exemplu. Și atunci e normal să fie mai scump. Știi, vorba aia cu cel mai bun măr este ăla în care găsești un vierme. Absolut. Viermele nu stau oriunde. Absolut, da? Absolut. Dar, știi, asta e problema noastră când fugim tot timpul de ceva care nu arată extraordinar de bun. Dar foarte multe legume, foarte multe fructe, foarte multe plante care poate la prima vedere nu arată atât de bine, sunt foarte, mult mai gustoase decât cele shiny, care, uite, drept dovadă, lămâile stropite. Lămâile sunt un exemplu. Mai am acest exemplu al ouălelor. Am cumpărat ouă de la magazin, abia de se vedea gălbenușul. Adică era ceva alb, puțin avea un mic puseu de galben. Am zis, ce e asta aici? Plus, diferența de gust. Am marele noroc, am părinții încă sănătoși pe picioare la țară. Și mai rezolv cu ei de niște ouă de țară. Este altă treabă. Ești norocos. Și când faci clătite, este altă textură. Plus, mai știu o treabă, n-am să dau nume, dar știu niște lanțuri de-astea de, cum le spune, de restaurante fast food. Ok? Și știu următorul lucru, și anume că este mai ieftin pentru ei să primească din Germania niște canistre cu un lichid din care ei fac omletă, decât să cumpere cu 5 bani, sau cel puțin așa era cu ceva vreme, oul de la țăran. Da, e mai simplu. Cât de ieftin
e de fapt toată treaba asta, care oricum nu-ți face bine la sănătate, asta e limpede, adică da. Te trimite la toaletă în momentul 2, am pățit. Da, sunt sigur și eu sunt la sentiment cu tine, adică îmi place să lucrez cu ou în starea lui primară, să zic așa, cum îl știm noi și cum... mi-e greu, nu zic, sunt și producători și în afară care fac la acea cutie ouăle, la litru și... cumva le pasteurizează și le fac sănătoase și bla bla bla, dar nu pot, eu dacă nu-l văd în starea lui, eu nu știu cum să-l... La patiserie, da, patiserii folosesc foarte mult, pentru că la patiserie un patiser adevărat lucrează la gramaj chiar și cu ou, adică 35,5 grame de ou, atâta trebuie să pun, acolo e mai ușor, dar eu nu pot să lucrez dacă nu e în starea aia și... Mie îmi place să văd și partea bună a lucrurilor și acum au apărut foarte multe ferme care cresc găini la sol, care au grijă ce mănâncă, de aceste găini ce mănâncă, sunt și diferite ferme care țin găinile în pădure. Apar, timid apar, cu un preț, da, mult mai mare, dar ușor, ușor apar. Na, din păcate ți-am zis, e o balanță, e o treabă între cerere și ofertă. Trebuie să ne învățăm și noi ca oameni să... Ne educăm cumva. Da, nu sunt eu educator sau... Dar cumva să ne gândim, în primul și în primul rând să pornim de la ce am spus mai devreme, să mâncăm lucrurile în sezon. Dacă ne obișnim cu treaba asta, o să respectăm mai mult ingredientul. Nu o să ni se cuvine de fiecare dată, domnule, acum eu vreau să mănânc, pepene roșu, dar afară sunt minus 5 grade, știi, și mă duc la supermarket și-mi iau pepene roșu. Unul la mână, nu e gustos, doi la mână, nu te mai bucuri. E foarte important, mie îmi place să cred că... Cred că și corpul reacționează cumva la periodicitatea asta corectă. Îți dai seama, de atâția ani noi creștem, adică suntem... ni se transmite genetic, transmitem și noi la rândul nostru genetic, adică mai nou ne-am apucat să mâncăm ce vrem, când vrem, dar asta ziceam, ceea ce facem și eu și colegi dintre ai mei, încercăm să credem că transmitem și niște sentimente, știi? Și atunci, dacă nu ți se face dor de ceva, dacă nu te gândești la ceva, știi? Și, nu știu, să-l respecti în sezonul lui, când crește el, culoarea lui naturală, mirosul și așa mai departe, nu te mai bucuri. Trebuie să te mai întreb ceva. Spre exemplu, și revenim cumva la întrebarea pe care am pus-o la început. Am o mică curte, da? Hai să zicem, cazul fericit, 500.000 de metri, da? Casa are vreo 100 de metri, restul, mai intră o mașină și restul, mai am și o magazie, restul pot să-l fac relativ agricol. Dacă îmi fac o seră, și am niște bani acolo, nu foarte mulți, cât să mi-o fac cu sticlă și nu cu nylon. Ai ceva bani. Da, asta, hai să zicem, Doamne ajută! Okay. Mi-e dor de vremurile. Asta m-ar ajuta, de pildă, mă rog, sticla mă ferește de piatră, nu-mi strică recolta, m-ar ajuta, de pildă, să nu am roșiile în mai-iunie, ci să le am din martie. Aprilie. Asta ar, cum să spun, ar presupune că am o roșie de calitate inferioară, având în vedere că ea, presupunând că am luat-o și are o sămânță bună, corectă. Nu, dacă lucrez într-așa fel și îți faci o seră de genul ăsta, poți să te întinzi mai mult cu recolta de roșii. Uite, prietenii și o parte din furnizorii noștri, cei de la Grădina Corbilor, frații Corbu, la fel lucrează 100% bio și natural și fac niște roșii senzaționale, dar nu sunt roșii, nu sunt doar roșiile alea pe care le știm noi de când am mic. Adică experimentează foarte mult diferite soiuri, toate bio, toate naturale, mă repet, care se duc și se întind un pic mai mult pentru că lucrează tot așa cu seră profesională, făcută cum trebuie, dar nu mai mult. Adică, ok, te duci într-o lună, două, mai mult decât sezonul lor, te poți duce, dar mai mult nu, pentru că nu, ți-am zis, nu, uite, dacă acum vii la mine, suntem în martie, da? Dacă tu acum vii la mine la restaurant, tu nu o să găsești roșie. Nu o să găsești pentru că nu-ți pot da feeling-ul ăla de roșie, știi?
Roșia, eu când ți-o servesc, e cald afară, e o atmosferă... E rece în salată, da. Exact. Mm. Sau în diferite forme, dar o înțelegi. A, îți dau un bulion sau îți dau un sos de roșii făcut din sezonul lor, pus la conservă frumos la cămară, da, pot să-ți dau așa, știi? Dar roșia în stare raw, ți-o dau când e sezonul ei, nu că n-ar fi foarte bună și că nu o să înceapă din, să zicem, aprilie, dacă ai o seară bună sau nu știu, să fie ok, dar nu vreau eu să-ți dau, ți-am zis, filmul ăsta de a mânca tot timpul ce vrem noi. E important să ni se facă și dor de ele. Dar da, să spun la întrebarea ta... Căutam acum, nu știu cum se mai se numește poate. Filmul, a apărut un film documentar făcut de un băiat din Republica Moldova, ceva cu grădina sovietică, în care se vorbea despre... Ce, mă rog, când aud sovietic, mă speri. Da, treaba este că Moldova avea foarte mult pământ agricol, calitativ, iar sovieticii, pe vremea sovietelor, da, și-au făcut acolo și niște experimente. Da? Discuția e mai complicată, filmul duce în alte povești, dar mie mi-a atras, sau, mă rog, aspectul pe care vreau să-l pun în vedere acum este următorul. Era o problemă cu roșiile și cu semințele de roșii, pentru că, mă rog, știm foarte bine, roșiile de la supermarket nu, deseori, sau din ce în ce mai deseori, nu au niciun Dumnezeu și niciun gust. Da? Și ne mirăm și ne bucurăm când găsim niște roșii cu gust. Treaba este că personajul din film, la un moment dat, s-a dus să caute niște semințe de roșii și nu mai găsea decât din soiul ăla total necâștigător, pentru că ea au reușit ca, la nivel de producție, să se impună pe piață. Mai am această observație a copilăriei mele. Toată copilăria mea, când mi-am petrecut-o prin zonele, hai să zicem, de țară, au amintirea gândacilor de Colorado pe care îi găseam în cartofi. Care acum, deci n-am mai văzut un gândac de Colorado de nu știu cât timp. Mai știu și încă o problemă, și anume că există aceste mutații genetice ale legumelor și direct din semințe. Și că nu s-ar fi dovedit de fapt că sunt cancerigene, adică nu sunt atâtea cazuri, că nu e neapărat o problemă, dar uite, avem această problemă de gust și probabil și nu numai de gust, și de valoarea nutritivă lor. Cu siguranță, sincer, nu sunt chiar atât de specialist și specializat pe treaba asta. Ți-am zis, eu încerc să ofer oamenilor și niște feeling-uri cu mâncarea pe care o facem la Solo Lume, dar pare logic să fie transformat și să își piardă din gust. Eu cred că semințele, cu cât sunt mai vechi și cu cât sunt recoltate periodic și așa mai departe, cu cât se intensifică la gust. Mai mult de atât, sezonul lor, mă repet, cu cât e mai scurt și cu cât te bucuri de el atunci când e momentul, cu cât e mai gustos. Restul, da, e ca și, nu știu cum, ce comparație să-ți fac, ca și cum ți-ai o gumă de mestecat, acum o mesteci, dar vrei să fie bună și peste 2 ore, știi? Da, da, da. Nu mai e bună peste 2 ore, o mesteci atunci, ți-ai luat gustul și mai amesteci așa, prost. Apagubă, știi? Așa e și cu orice. În lumea asta, nu? Trebuie să ne bucurăm de acea când... Da, întrebarea mea era că de asta am vorbit de zona asta. Să filozofăm mai mult? Nu, de zona de semințe. Știi, stau în București și... mă rog, una din grijile și ale mele și ale tuturor de zi cu zi și de săptămână și de lună este să ne hrănim și să ne hrănim cu, hai să încercăm o hrană cât mai sănătoasă. Vreau să știu locul ăla de unde, în condițiile în care n-am mereu bani să mă duc la restaurant, de unde Dumnezeu pot să-mi iau niște roșii ca lumea, sau de unde pot să-mi iau pui de țară, și acolo este, deci, o diferență între puiul de țară și ăla de supermarket cu ăla de țară, odată care al gust, altă textură carnea, băi, iar cu oasele alea ați văzut, parși capul, nu mai vorbim de dinți. Îți rup cuțitul. Da, da. La piață. Răspunsul e simplu, la piață. Da, sunt și Faker la piață, sunt și Samstar la piață, dar crede-mă, după 3-4 ieșiri în piață o să-ți dai seama cine e Faker și cine e pe bune. Te duci la piață, miroși leguma, te duci la piață, guști, te duci la piață, vorbești cu comerciantul, cu omul care îți vinde, trebuie să ai o relație cu el, e foarte important. Foarte important să te uiți în ochii lui când îți vinde ceva. Știu ce zici.
sunt mai multe chestii pe care le dobândești în momentul în care experimentezi din ce în ce mai mult piața. Cea mai apropiată piață de tine, sunt sigur că o să găsești niște lucruri bune. Doar că, uite, din ceea ce privește carnea, intrăm un pic în alte zone, pentru că nu este controlată foarte bine din punct de vedere al standardului... Sunt norme europene? Sau? Sunt niște norme, da, mm-hmm. În care tu ai voie să vinzi, dar nu recomand să faceți asta. Eu mai fac, recunosc, sunt mai punker așa cu treaba asta și mai iau se mai verifică elasticitatea regulamentului. Nu la restaurant, la restaurant totul e pe certificat de conformitate și totul e super, super igienic, dar pentru mine acasă eu mai iau de la țărani câte o găină, mai o fierb, mai fac o supă sau I don't know. Dar la piață, ăsta e răspunsul. Controlat la modul mirosit, gustat, discuție cu comerciantul și garantez că în 3-4 ieși la piață o să știi exact ce vrei să-ți cumperi. Mi-aduc aminte, sper să mai fie că n-am mai ajuns de mult, la piața mini. Știi, există oborul care este mainstream-ul mm-hmm. absolut și care are încă treaba aia de miezul e Bucureștiului. E și foarte veche. Dar mai sunt zonele astea limitrofe care încă mai au oameni... pe bune, nu samsar, nu intermediar, mm-hmm. nu nimic, mm-hmm. oameni pe bune și mi-au aminte de un Elvis. Era un Elvis okay. care vindea miere. Și era mierea branduită cu brandul lui. Mă cheamă Elvis și vând miere. Și arăta ca Elvis. Era fan, adică era la modul genul ăla care încerca să pară exact Elvis? Nu, cred că părea că duce pe umări pasiunea mamei pentru Elvis, știi? Stă să ocupa cu miere, ceea ce mi s-a părut. Era contextul perfect pentru piața mini și iar mierea era bună. Genial, genial. Mi-a plăcut asta, da. E o poveste pentru că știu că ești plin de povești de astea, da, ajungem și acolo. Vreau să te mai întreb ceva, pentru că am văzut la tine la restaurant și așa se întâmplă după 40 de ani, încep să îți iasă la suprafață, cred că face parte din criza de la 40 de ani, în afară de partea aia sexuală, încep să îți iasă la suprafață niște treburi de manufacturare la băieții, niște băiețisme, știi, ai niște puseuri de-astea. Bă, ia să mă apuc eu să fac aia, habar n-am cum să face, dar acu' e plin de tutoriale deci aici pe vine pe povestea YouTube noastră și... de pe hol cu faptul că vrei să-ți construiești un pick-up de la zero. Da, 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 okay. Și aia face parte din... Perfect. Din treabă, dar mai am în cap să-mi construiesc niște cuptoare în curte. Cam cât m-ar costa și ce presupune asta? Ce piatră presupune? Ce lemn? Habar n-am. Da, cuptoarele pe care le am eu la restaurant sunt inspirate așa din diferite zone ale României, dar cumva le-am transformat, dacă vrei, un pic, că de aici și neoromânesc, că și momeniu este mai modern, nu este neapărat o mâncare tradițională, e foarte important să spun asta la noi, este o mâncare inspirată din teritoriul României și așa sunt și ustensilele sau utilajele noastre pe care lucrăm doar la foc deschis, pe cuptor, afumătoare, lemn, grătar, ogeac, oltenesc, plită mănăstirească, țest. Tot angrenajul ăsta e construit de mine, de la zero, de la sol, pur și simplu. Dar, cumva, gândindu-mă că trebuie să lucrez în fiecare zi în restaurant și să le supun unor temperaturi destul de ridicate, am intervenit un pic pe cuptoarele tradiționale. Cuptoarul tradițional se face din lut. În momentul în care e gătit odată duminica sau înainte de Paști faci cozonaci sau pâine. I don't know, sau pâine, dar nu faci în fiecare zi. Știi, lutul ăla rezistă. La mine la restaurant ar fi trebuit să crape lutul minim odată pe săptămână, să stau, să lipesc din nou, să știi? Am înțeles, e garantat odată pe săptămână. Ceva de gen. Păi la cât lucrăm, îți dai seama că noi ținem temperatura foarte înaltă de dimineața până seara în el și atunci am ranforsat cumva cu șamotă în interior. Și prin acest... Nici nu știu ce e asta așa. E o cărămidă care ține și conduce termic mult mai bine decât cărămida mm-hmm. normală. O găsești la orice cred că știu ce bricolat. Spui, aveam pe vremea lui Ceaușescu, luase taică-miu și o punea pe flacăra mică de aragaz mm-hmm. ca să se încălzească exact. Toată bucătăria. Exact. Radia exact. Foarte bine. Exact. Caldor, exact. Știu exact. Și am încercat să mă folosesc de treaba asta. Am făcut împreună cu doi meseriași rom de la Timișoara care s-au mutat în București pentru că aveau foarte mult din zona Timișoarei de fapt, care s-au mutat la București pentru că aveau atât de multă cerere din zona asta pe tipul ăsta de treabă încât s-au pur și simplu s-au mutat aici, știi? Și doar
pe ei i-am găsit să fie super cumva și old school, dar în același timp să înțeleagă și partea de restaurant și ce înseamnă un flux și cât de mult trebuie să mă folosesc de lucrurile alea. Împreună am făcut proiectul foarte futurist așa în exprimarea artistică, să zic. Și da, am pus aceste șamote. Și acum, după ce am pus aceste șamote și am zis, bă, ok, ca să nu crape, să nu știu, mi-am dat seama că mă pot folosi de aceste șamote să gătesc și peste noapte. Pentru că ele, în momentul noi când încingem cuptorul și seara îl curățăm și așa mai departe, căldura rămâne în șamotă. Și atunci eu îmi bag, nu știu, două bucăți mari de porc în cuptor și a doua zi dimineața le scot și sunt super slow cooked, știi? Adică te poți folosi de toată căldura, de toată căldura lor, știi? Și asta, noi asta am făcut. De unde cumperi șamotele astea? Se găsesc? Orice magazin de... De brico, da. De brico, orice magazin de brico. Sunt șamote mai groase, șamote mai subțiri, depinde ce vrei să faci, știi? Eu pe șamot am mers, lut, cuptorul la fel, ca să țină foarte bine căldura în interior, am băgat sare mare, am băgat sticlă spartă, eu asta am văzut la Cucuteni când am fost în zona Iașilor. Avea acolo nenicul ăla sticle băgate în tot cuptorul și ca Gaudi așa. Așa, exact. Și l-am întrebat pentru ce toată treaba asta, așa zic, păi așa ține căldura, taică, așa rezistă căldura și ține mai mult și nu trebuie să fac focul de fiecare dată în cuptor. Și am zis, ok, am vorbit cu meseria și cu băieții și am văzut acolo că au băgat sticle. Păi, dar și noi băgăm sticlă, ce ai? Ok, am știut. Da, bine. Nici eu, uite, aflăm lucruri. Da. Și așa le-am construit. Ți-am zis, bineînțeles că la fel am modificat foarte tare, pentru că după ce le-am terminat am făcut coșurile și ne-am dat seama că afumăm toată strada și atunci o trebuie să cumva să concepem o tubulatură și o ridicăm peste casă cu două motoare care să tragă cumva artificial tot fumul din cuptoare. Uite, mă, asta înseamnă minunea tehnicii moderne, nu mai aduci coșarul să-ți rezolve problema. Nu, și coșarul la 4-5 luni trebuie adus neapărat. Mai există jobul ăsta de coșari în București? Nu prea mai există, să știi. Nu prea mai există, dar sunt alții care au alte meserii și fac și coșarit. Mă gândesc că o fi o aplicație acum, o pui acolo și rezolvi. Da, ai nevoie de coșar, adică când lucrezi la lemn și la niște funingine, cenușă, chiar dacă aduci cel mai uscat lemn, chiar dacă aduci, sunt acum brichetele astea de fag care sunt 90% uscate și nu mai fac nici cenușă, nu mai fac nimic, tot trebuie să-l aduci, că se înfundă și e periculos. Nu te joci cu coșurile înfundate, adică nu vrei să... Știi, mă gândesc, toată aceasta, hai să zicem, stare de criză în care suntem, câte meserii va reinventa în situații da, în care trebuie să... au apărut și ca și chestii de revivalism, să știi, adică, uite-te, I don't know, mai vezi o sifonărie, vin niște băiețași, bă, fac o sifonărie, sau uite, lăutarii, se apucă de muzică lăutărească, oameni care poate n-au avut treabă cu genul ăsta de muzică, că știi că lăutarul este omul care a învățat de la părinte și părintele de la bunică, adică e o muzică transmisă prin viu grai. Dar se întâmplă chestii de revivalism, frizeria, ai văzut, sau barbershop, da. Gogoșăria, ciorbăria și toate ria astea acum. Plus berile artizanale. Plus berile artizanale, plus vinul natural. Acum e foarte la modă vinul natural, care nu mai are sulfiți, nu mai are, care se aseamănă cu vinul de țară, știi? E cu drojdie sălbatică, adică încep ușor să se mai ridice, să mă se mai ridice și treburile astea. Am această pasiune pentru făcutul de vin, am cules două vii anul trecut și sunt foarte mândru. Am început să fac ușor și acest pas. Nu mă pricep încă la soiurile de vin, adică am lucrat cu ce am avut, ceva a ieșit și știi cum e românul. Poți să-mi spui orice, dacă îmi spui că nu mi-a ieșit vinul, nu o să mai fim prieteni, știi? Nu vorbi de vinul meu, orice poți să spui, dar vinul și pălinca la noi în Ardeal, că sunt ardelean, sunt din Cugir, de Țoalba născut, la noi în Ardeal și țuica, adică nu vorbești de țuică, nu poți să vii la bunicul meu să-i spui că e nașpa țuica, că nu mai vorbești cu el niciodată. Dar a ieșit bun, ce am făcut a ieșit bun și știu că e natural, adică n-am pus nimic, nici strugurii n-au fost tropiți, că n-au fost bani și ce a ieșit știi a ieșit. Care e testul la ferment, orice fermentezi? Dacă bei tu și ești bine și te simți ok a doua zi,
e un vin excepțional. Gustul se discută, gustul se învață. E, mai este, acum trebuie să știi să și bei, că mai este și partea cu deshidratarea. Plus, băi, trebuie să mai plătești un preț, adică bei așa fără să... Normal, adică cum era, cum spune bătrânii, când ți-e rău a doua zi, a, pe stai că azi noapte ți-a fost bine, știi? Adică acum azi noapte ți-a fost bine, acum trebuie să-ți fie rău. Așa e în viață. Cu podcastul ăsta al vostru, ați fost prin toată țara. Da, cu Fragmente. Podcastul l-am făcut tot pe canalul Fragmente. Podcastul l-am făcut când a fost lockdown-ul și când pur și simplu și eu și colegul meu Bogdan am rămas fără meserii și ne strângeam la mine în sufragerie sau la el în sufragerie și vorbeam vrute și nevrute. Unde a fost cel mai izbutit vin? Cel mai izbutit vin? Nu știu, cred că Moldova. Cred că zona Moldova. În fine, mie îmi place tot vinul de pe teritoriul României și acum au început atât de fain să se dezvolte industria asta la noi și mă refer la crame chiar din Ardeal, să face un Pinot Noir în Ardeal de pur și simplu înțepenești ca și vin și chiar se și exportă foarte, foarte bine. Nu știu, zona Olteniei la fel, zona Corcova, zona partea aia de Olteniu unde mergea Mihail Sebastian să relaxeze, zona lui preferată. Iarăși fac niște vinuri senzaționale. Au început diferite crame să facă cam pe tot teritoriul României. Dacă te duci la supermarket, de pildă, și te duci într-o zonă cu vinuri, și hai să zicem că vrei să dai 100-150 de lei pe un vin, da? Să luăm această medie de preț. Știi că nu dai greș și nu ții țeapă cu alea chiliene. Mi-am luat țeapă cu franțuzești, mi-am luat țeapă chiar și cu vinuri italiene. Italienești, cred că e corect. Nu mi-am luat țeapă cu alea chiliene. De ce? Mi-a explicat cineva. Pentru că în Chile nici n-ai mari surprize la Temir Cesoi, care anul ăsta a atins un vârf de calitate, dar ai certitudinea faptului că este vinul bun, corect, pentru că ei au tot timpul acel soare. Care ce s-a întâmplat? Nu avem treaba asta, la noi e mai complicat aici. Noi în domeniul restaurantelor noi numim lumea nouă. Tot ce înseamnă, nu știu, Australia, Noua Zeelandă, America de Sud, chiar și America de Nord, uite, Pink este un producător, artista Pink este un producător de vin excepțional și o pasionată de vin. Am văzut și Mustaine și ăla de la Tool. Exact. E o treabă în care dacă intri greu mai ieși, pentru că uite cum tu ți-ai făcut vinul tău și l-ai băut și ai prima oară ți-ese așa, după aceea ți-ese mai bine, te perfecționezi și e o lume în care intri și nu mai ieși. Pe bune. Acolo sunt tot soi de treburi de detaliu și cum stă la strugurile pe arac, vița pe arac, cum o pui. Cum o culegi și cum iei boaba. Să nu ai izvoare prin viță pe acolo, prin curte, sunt o grămadă de astea. Dar la treaba cu Chile, asta e faza, că în Chile special, cred că după al doilea război mondial s-au mutat mulți din Europa acolo și din Italia foarte mulți și au mers și mulți producători de vin care au investit acolo, da. Nu doar că au investit, dar au mers cu cultura asta de a face vin. Și plus de asta, mulți dintre ei s-au dus și chiar și cu soi de strugure. Și plantat acolo, îți dai seama, la clima aia și zona, că este și o zonă cu foarte multă rocă. De asta și ai văzut foarte multe cutremure în Chile. E o zonă propice pentru a crește via. Și atunci dacă te ajută foarte mult teroarul și te ajută mediul înconjurător și așa mai departe, mai sunt și 2-3 specialiști care au învățat bine, faci un vin excepțional. Asta mă gândesc, că la noi totuși e mai complicat să faci treaba asta. Pe de altă parte, uite, știu de pildă de Italia, știu că există și aici ceva, dar nu sunt convins cât de răspândit este acest fenomen, și anume să faci un tip de turism pe vinuri. Te duci la o pensiune care are și o viță acolo și dimineața, chiar și dimineața, asta mi-a plăcut, dimineața la prânz și seara, în funcție de pe ce meniu ți alegi, ci se recomand un vin și cam asta... Se întâmplă și la noi. Se întâmplă și la noi și din ce în ce mai des. Nu doar pe vin, cât pe o experiență întreagă, culinară, cu vin din zonă sau cu oameni care fac treabă bună în zonă. Uite, prietenii mei de la Musbuș fac treaba asta foarte fain. Pentru o gamă de, I don't know, e un pic mai premium făcută treaba, dar e făcută ca la carte și e un turism chiar microregional, dacă vrei.
mergem în diferite zone, gătim, se beau vinuri din zonă și așa mai departe. Sunt oameni care plimbă oameni la diferite crame, se duc acolo, cramele fac ele degustări, cheamă un bucătar, fac mâncare din zonă și așa mai departe. Na, acum știi cum e după degustare de vin. Degustare e un cuvânt așa... Politicos, exact, da, politicos. Da. Ai grijă să nu spărtezi costumul și cugetul. Da. Și să știi că și uite, că vreau să mă întorc iarăși la întrebarea inițială. Uite, roșiile, pe mine m-au fascinat foarte tare vinurile roșii din Dobrogea. Deci pur și simplu, eu când mă gândesc la mare, mă gândesc așa la alb, la ceva foarte light, la, I don't know, știi, când mă gândesc la apă, dar o surpriză în... Bine, eu sunt acum învățățel la vinuri, să nu crezi că sunt un specialist sau ceva. Nu e singurul de aici. Dar mă fascinează foarte tare și mai ales de când am restaurant, mă pasionează atât de mult încât schimb și meniul de vinuri la sezon, la fel ca și mâncarea, în funcție de sezon, știi, cum s-ar potrivi mai bine. Și atunci n-am ce să fac decât să gust când fac un meniu de vinuri. Știu că dacă, de pildă, te duci în Dobrogea, în zona asta de delta și vrei să mănânci un porc și porcul o să aibă gust de pește, nu știu la vin cum e, bănuiesc că nu. Mă, la vin are gust de, nu știu, e așa, Dobrogea și un sol mai calcaros, așa, e ceva special și chiar simți și sărurile și simți teroarul dobrogean, chiar foarte fain. Uite la Babadag, e o cramă care îmi place foarte mult. Și da, se fac vinuri faine. Se fac vinuri faine și la noi. Pe roșii suntem mai buni, dacă mă întreb pe mine. Și pe albe, ușor pe albe, Baricate, sunt câteva vinuri care m-au fascinat. Mi-am dedicat ultimii ani din viață pe vin roșu, nu știu cum s-a nimerit. Bă, acolo suntem prieteni. Am și pățit chiar, cred. Eu, de pildă, sunt genul de om care n-a leșinat vreodată și nu și-a pierdut vreodată simțul rațiunii și nimic. Și oricât de beat am fost, eram de fapt treaz, dar nu mai aveam neapărat control pe, știi, dar eram foarte... Da. Cu mintea erai, cu corpul nu mai erai. Da, vinul roșu a reușit cumva să-mi deregleze chiar și acest aspect, plus sunt mult mai arțăgos. Mm. Okay. Da, scoate animalul violent din mine. Când beau vin roșu, am... Păi pune crește sângele, testosteron. Pune sângele în mișcare mai mult, te agită cumva. Vorbind tot de Dobrogea, știu că am văzut pe podcastul vostru pe fragmente, nu știam. Era o doamnă acolo. Pe episod te referi. Pe un episod care făcea sarmale din carne de oaie și am aflat de la voi că sarmalele de fapt așa se fac. Oh, wow, treaba asta cu sarmalele e atât de... atât de mult se poate discuta, că e chiar un debate care nu se mai termină, că sarmalele, dacă sunt românești sau turcești sau... Sarmalele sunt sarmale. La noi au intrat pe filiera asta, pe oaie, dar se face orice. Sarmac, până la urmă, vine din limba turcă și înseamnă înfășura. Uh-huh. Adică, nu știu, dacă faci un porc pe care îl înfășori într-o frunză sau în ceva și îl gătești așa, poți să-i spui sarmac, știi? Deci sarmac, da. Mm-hmm. E, de acolo vine înfășura. La noi s-a înghițit câu. Da. Dar oricum, sarmalele se găsesc în multe zone din Europa. Adică, bineînțeles, din Orient până în Suedia. Și în Suedia există un tip de sarma. Adică, nu știu, eu consider că mâncarea atâta timp cât stă pe un teritoriu foarte multă vreme este acelui teritoriu. Nu există nicio gastronomie în lumea asta care să nu fie influențată de o... sau nicio cultură care să nu fie influențată de o altă cultură. Sau de vecini, în special de vecini. De asta noi la Fragmente căutăm mâncare tătărească, turcească, țigănească, bulgărească, orice maghiară, orice ar intervine pe teritoriul României și cred că suntem norocoși că așa putem să avem și diversitate, știi, și să ne bucurăm de mai multe lucruri. Pentru aia mai sensibil dintre noi, vreau să specific că vom folosi termenul țigan și nu rom și că nu-l vom folosi peorativ să se liniștească și să ducă la culcare. Pentru că am văzut pe același podcast că ați ajuns la o familie de țigan la un moment dat, în care mie mi-a plăcut. El, da, capul familiei stătea, dar își lăuda nevasta care trebăluia pe acolo și făcea lucruri extraordinare. Și atunci m-am întrebat pentru prima oară, există mâncare tradițională țigănească?
normal, dar e tot ce se gătește la foc deschis, în primul și în primul rând, au venit pe filiera asta. Adică uite, cum avem certitudinea că sarmalele vin de la turci, e ceva ce ei fac acolo a lor, gulașul, spre exemplu, vrei este să, vrei să-ți zic ceva super șmecheresc? Dar vezi Bahtalo? Primul bucătar șef din România a fost țigan, ca să se înțeleagă odată pentru totdeauna. Bucătăria, călăutăria, ca tinichigeria, ca toate aceste meserii au fost meserii de robi. În subsolul boierului, să zic așa, lăutarul cu bucătarul și cu alți băieți de pe care mai tundeau iarba din fața casei erau... Făceau și alambicul, important. Erau prieteni și erau la modul... se dezvoltau împreună. Deci de aici a plecat meseria asta. Nu ai, adică tradițional, nu prea îmi place să folosesc cuvântul ăsta tradițional, dar da, mâncare țigănească este pe teritoriul României și a fost și face parte din cultura noastră și a fost foarte importantă în dezvoltarea gastronomiei din România. Foarte importantă. De la gătit, de la robii turcești care veneau și găteau erau în armatele turcești otomane și găteau la foc deschis ciorba, ciorbasă, tocănuri, schembea și așa mai departe, până în ziua de astăzi unde au rămas la fel de talentați pe bucătărie. Dar domnul despre care vorbeai chiar vreau să-l menționez pentru că este un strălucit muzician, Costică Panțăru de la 10 Prăjini, fondatorul fanfarei 10 Prăjini și omul care a făcut atât de multe chestii pentru muzica transmisă prin Viu Grai în România, încât merită să-l menționăm și să-l menționez în orice apariție sau podcast sau emisiune în care apar. E un om care pur și simplu a dus muzica moldovenească la un alt nivel și dacă te duci acum în Tokyo și spui 10 Prăjini, they know it. Am înțeles. E un om senzațional, un om care a făcut atât de multe lucruri. Se întâmplă tot soiul de minuni de-astea care... nu au cum să spun, este foarte complicat să le găsești posibil în contextul social-politic al țării în acele momente, cum există de pildă satul Clejani. Da. Ce șanse erau ca în satul Clejani să ai așa un nucleu de lăutari, știi? Păi, vine cumva de undeva. Cum păi vine... Pot să-ți mai dau acest exemplu cu filmul meu cu Balta Albă, știi? Uh-huh. Eu într-o zi, pur și simplu, ascultând discul cu Partizana lui Timpuri Noi, știam că... Care? București. Superb. București, da. Capodoperă. Știam că sunt vecini cu ei, mai știam că sunt vecini cu Marihuana Sișu și Godoroja și așa, și pur și simplu mi-a licărit, zic, băi, stai un pic, că noi avem de fapt aici un nucleu de muzicieni pe stiluri diferite de muzică și care e o poveste care vine cel puțin din 70 până în zilele noastre. Bănuiesc că așa stau lucrurile și la Clejean cumva și a fost, e o surpriză, știi, în tot contextul ăsta. Balta Albă în particular este, hai să zicem, un dormitor comunist, bine făcut, cu distanțele corecte între blocuri, este și un cartier care are o particularitate că nu este construit de-a lungul unui bulevard cum e, de pildă, hai să zicem, militar, știi? Are mai multe locuri, da, și între blocuri întotdeauna ai un părculeț, un loc în care se adunau cu chitara, exact, știi? Exact. Asta a fost contextul. Am văzut și documentarele despre Clejeani. Uh-huh. Șansele ca lucrurile astea să apară sunt total aleatorii. I don't know, la Clejeani e un pic mai veche povestea și nu doar la Clejeani, în toată Pătura Vlașca a fost a Pătura Vlașca. Clejeani, Naipu, Dobrotești, sunt foarte multe sate care au ulița lăutarilor, stradă. Deci unde, unde erau strânși încă din secolul 19, încă secolul 18 chiar a pornit, că ei au fost toți robi mănăstirești în zona aia acolo. Și când au scăpat de robie, cumva în secolul 19 ei s-au așezat în diferite sate și s-au compactat așa. Na, romii, unii cântau, unii erau fierari, unii erau ursari, unii erau... Și cumva s-au unit în diferite zone și așa au apărut ulițele lăutarilor. Mai mult decât atât, păi există baladele, nu? Balada lui Haiducul, Miu, lui Radu, Angel și așa mai departe, care erau cântate de lăutari din zona aia Olt, toată pătura aia Olt, Teleorman, Giurgiu, știi? Nicolae Neacșu. Exact, Nicolae Neacșu, Dumnezeu să-l ierte. Deci, cumva,
Radu Angel, de exemplu, când mergea la Han și voia să bea ceva și să știe lumea de el cât e el de Zmardoi, că de fapt este tot de acolo vine și interlopul, da? Tot o muzică de interlopi cântată de romi, dacă stăm să ne gândim. Știu. Da? Să spună cât e el de șmecher și mai departe, dădea la lăutar, lăutarul cânta, mergea mai departe în alt Han și mai cânta și acolo. Ăsta e Radu de Angel din greci, cu Radu Angel. Cu își plătea reclama. Reclama, da. Exact. Și atunci, de asta zic, la Clejani și în zona aia e mult mai veche treaba, adică s-a construit, e atât de solidă istoria muzicală. Și iar spun din păcate, da, nu știm să ne bucurăm prea mult. Poți să vorbești de câteva zeci sau sute de ani? Chiar sau? Da, chiar poți să vorbești de secolul XIX cel puțin. Păi, uite, discul ăsta pe care ți l-am adus aici să-l punem în background, făcut de Bogdan, este vorba despre un conte ucrainean care vine la un moment dat în zona respectivă și se sperie de cum arată lumea și mocirea, povestește foarte bine că are și un intro și un outro foarte drăguț discul. Acesta este vinilul lui Bogdan Simion, care are acea emisiune extraordinară cu lăutari la Radio Ghirila. Da, am zis dacă vin la un radio de muzică să vin și cu o parte din colegul meu aici. Vreau să vorbim puțin despre acest disc, pentru că mi-ai spus ieri, hai să o spunem pe aia dreaptă, ieri am băut niște beri. Da. Și mi-ai povestit de acest vinil că a apărut într-o ediție limitată, că s-a vândut ca pâinea caldă. Da. La ce preț? Preț original? Sincer, nu știu exact preț original. 150 dar probabil mai mult. Să zicem așa, da? Nu foarte mult. Iar acum se găsește pe Piața Neagră, pentru cine l-a cumpărat, la 200-300 de euro. Păi știi cum e cu business-ul. Așa e și cu NFT-ul acum, nu? Adică fiecare face... Da, dar ce vreau să zic e că, la fel, toată muzica de pe acest disc, în starea ei primară, are 150 de ani. Adică, de asta zic, zona aia, Vlașca... E atât de bine consolidată muzica, bine, nu e, e atât de bine consolidată istoric, pentru că noi, ca oameni care cumva trecem cu vederea pe lângă aceste aspecte, că avem o muzică originală, dar nu vrem să o ascultăm pentru că e cântată de țigani, uităm de ea și se pierde. Și la fel și la Clejani, acum mai găsești, chiar dacă sună trist, mai găsești foarte puțini lăutari care cântă muzica, atenție, țărănească din zona Vlașca, pentru că nu este muzică țigănească aia. Foarte multă lume zice, domnule, da, țiganii de la Clejani, mamă, Buricială, etc. Nu, este o muzică țărănească, 100% de Vlașca, de unde au mâncat toți activiștii ăștia de partid care au apărut după aia pe la televizor și DDD Murguledi și toate chestiile astea cu tezaur folcloric și cu standardizarea asta stupidă, dar în detaliu și în definiție este o muzică cântată de țigani, este o muzică țărănească, românească, de sudul țării, cântată de romi, lăutari, senzaționali. Știu ce spui, mi-aduc aminte de acea piesă a lui Nicolae Neacșu, Balada lui Ceaușescu sau ceva de genul, care odată are acea strună la chitară, strună la vioară, da, are acea strună la vioară care pur și simplu îți ridică părul pe, pur și simplu un scârțit de, eu uite-l mă ce. Versurile sunt, cumva erau de actualitate, dar structura cântecului este foarte veche. Adică, gândește că cânta pe structură de baladă, încă o dată, mă repet, cântau din secolul XIX. Deci structura, piesa pe care o cânta era foarte veche. El doar a făcut, a schimbat versurile ca să prindă cumva să fie catchy, pentru că în 88, după ce a dus Speranța Rădulescu prima oară, Dumnezeu să o ierte, în Elveția să cânte, cumva în afară erau pe super val și atunci trebuia să fie cumva și de actualitate, știi? Și mai ales nenicii, bătrânii formației, erau văzuți ca niște îngeri care au apărut cumva pe scenele din Europa din neant și au arătat că mai există încă această structură veche a Europei, știi? Și atunci au trebuit să se actualizeze și ei ca versul, dar structurile și cântecele lor sunt cântece țărănești de Vlașca. Miros a mucegai din ăla vechi, vechi de tot. Asta e bună, da. Comparație. Sunt două povești care m-au emoționat. Odată, cu referitor fix la această piesă, povestea Nicolae Neacșu că era o zi friguroasă și norată afară și pot să-mi imaginez mocirla de Clejeni cum arăta în 89, tot acest context, și zicea, m-a prins negru la suflet. Da. Și am scos acest cântec. Și mai am o poveste pe care o știu de la Tamango,
Tamango, altă mâncare de pește și alt tip de cântare. Acolo este muzică țigănească. Da, da, da. Da, acolo e muzică de ursari. Da, da, cu linguri, cu... Da. Și el povestea că copil fiind, sau mă rog, adolescent și muncea ceva la căruță, așa, pur și simplu a auzit la radio, i s-a întâmplat lucrul ăsta într-o zi, a auzit Louis Armstrong, What a Wonderful World. Chestie care l-a emoționat instant atât de tare încât i-au dat lacrimile și i-am zis, ia uite mă ce, știi? E feeling-ul. E da, feeling-ul. Da, da, în momentul da, da. În care ai feeling-ul. De asta eu sunt înnebunit și apreciez foarte mult luptare. Eu îi compar foarte mult cu bluesmenii americani. Total de acord cu tine. Total de acord cu tine. Simt oamenii ăștia muzica într-un fel. Uite că sunt și eu acum ca bătrânia, știi, că mă gândesc, uite numai cât s-au murit anul ăsta de COVID și prietenii dintre ei noștri, noi, asta era cumva distracția noastră, ne luam pur și simplu niște beri, niște mâncare, eu mergeam la Milan de la Bobești, Dumnezeu să-l ierte, găteam ceva, Bogdan cânta ceva cu el, beam un șpriț și aia era distracția noastră și stăteam lângă un om, lângă o valoare, na, în fine, mă emoționez un pic, dar asta zic, că oamenii ăștia sunt, simt muzica într-un fel în care nici nu știu cum să le explic oamenilor, eu nu... Cel mai bine, eu zic că ar trebui să-l invit pe Bogdan odată la o emisiune să îți vorbească, cum să nu? Să-ți vorbească el mai multe despre lucrurile astea. Pe mine doar mă cuprind sentimente, pentru că nu sunt de specialitate, nu sunt muzician. Mă pasionează extrem de tare muzica și de când facem treaba asta cu Bogdan, mine mă pasionează lăutăria și pe Bogdan mâncarea, deci cumva ne-am intersectat. Dar cel mai bine ar fi să-l chem pe el, pentru că este chiar e specialist. Chiar e specialist și voi face invitația asta deschisă acum. Da, mult mai în detaliu. Eu, până la urmă, sunt bucătaresc cu altele. Mai, și ai și tricou cu Ramones. Mi-aduc aminte de o poveste. Am văzut o poveste a lui Iggy Pop, care povestea că era la nu știu ce recepție prin Los Angeles, vă aduseră ei acolo la un mic party, și a apărut și Johnny Depp, și marea hipstereală a acei vreme al Johnny Depp era cu lăutari în spate. Și cum să spun, America are această cultură a bluesului, a rock and roll-ului și când mai știi și ceva muzică, știi cât de bine o dă ăla la chitară și cât de și înțelegi? Că, și știi că este muzică adevărată. E, și vezi treaba asta de măestrie și de feeling brusc pusă pe niște băieți din o zonă mizeră din sud-estul Europei, da? Aici la marginea Orientului. Mă gândesc ce șoc cultural au fost pentru ei, știi? Ei au avut o relație de prietenie chiar. Deci în momentul în care Taraf de Haiduc s-au câștigat premiul de World Music la BBC și au fost câștigători și li s-au dat premiul, omul care a venit pe scenă și le-a dat premiul a fost Johnny Depp. Adică au păstrat legătura, ei au fost la el acasă cu bătrânii. Chiar există o poveste pe care mi-a povestit-o Caliu, senzațională, când au ajuns la el acasă, că știi, la 11 seara, gărzile de corp închideau porțile palatului să nu intre nimeni, să păzească acolo. Și nenicii când au văzut că au închis și nu se înțelegeau, îți dai seama că nenicii nu vorbeau engleză, nu se înțelegeau cu matahalele alea și le-au zis, nu mai avem voie să ieșim după ora 11, acum nu... Și ei tot voiau să iasă de afară, știi, și s-au simțit cumva sechestrați. Și s-au pus câțiva bătrâni pe în genunchi, au început să plângă, să urle, că ei vor să moară la Clejani, că ei nu... ce le fac, de ce închid acolo? Deci sunt niște povești, la fel, care ți-am zis, dacă le inviți pe colegul meu să-ți explice mai multe, dar ei au avut o relație de prietenie. Ei chiar au avut o relație de prietenie. Johnny Depp este unul dintre cei mai mari fani Taraf de Haiduc și are și el rădăcini... Rome. Tot sper să păcălesc pe cineva, mai sunt câțiva aici, dacă nimerești vreo colecție de viniluri vechi, s-ar putea să nimerești vinilul cu Shatra. Am și revăzut filmul, cred, acum. În pandemie mi-am pus odată Shatra, mi-am zis, uite-mă, să am feeling-ul ăsta anilor 70, cum se făceau filme atunci. Un feeling extraordinar acolo, de wilderness, se simte... M-am pupat odată cu Tamango, dacă îți poți imagina, după un concert, ne-am luat în brațe cu whisky și știu treaba asta, Tamango, știu, simți, senzațional, da. Senzațional, și Napoleon, nu mai vorbim de Napoleon, de la Gratia, tot așa unul dintre prietenii dintre ai mei, Paul Țanicui, a făcut un proiect care se numea Șucar și
A fost și le-a făcut un, tot așa, un, o serie, un documentar. Știu acolo. Proiectul. Am, da, avut, da, da. Am avut Șucar și am avut și Șucar Colectiv. Știu, da, exact, da, da. De Șucar Colectiv spui. E cumva plecat de acolo. Da, da, da. Da, da. Și îmi povestea când mergea și stătea cu ei și vorbea cu ei. E... Uite, iarăși un invitat pe care poți să-l ai, Paul Țanicui, strălucit poet și scriitor. Cum să nu? Mi-aduc aminte, chiar am avut, mă rog, niște prieteni de-ai mei organizau la Onda concerte și a venit cap de afiș Gogol Bordello și în deschidere au pus Night Losers și a mai fost da, și a mai fost Șucar Colectiv, care la vremea aia era cu Sorinel de la Timișoara. Și băi, pur și simplu a fost un moment în backstage în care eu m-am dus să-mi iau niște beri și era Eugen Huț care cânta la chitară de la Gogol Bordello, era Sorinel de la Timișoara care lăutărea din gură de ți se rupea inima, iar mă rog, în show-ul Gogol Bordello există și două gagici care din când în când mai cântă cu o piatră pe nici nu știu cum se numește, acel dispozitiv de spălat rufe la râu. Știi ce spun? Da, da, da. Și Hano luase aia și începuse să cânte la aia și a fost un jam session de vreo 10 minute. Și n-a sunat rău, nu? Băi, jur că a fost una din cele mai bune cântări la care am participat vreodată, așa, ad hoc. Deci, pur și simplu s-au adunat, hai mă, dăm una mică. Excelent. Zic, comparația mea cu... Și stăm ca prostul cu două beri în mână. Comparația cu maci, în special a nenicilor și lăutarii de București care... sunt în etate sau care, din păcate, au decedat foarte mulți anul ăsta, după cum ziceam, comparația mea cu a mea, că nu este comparația mea, comparație generală cu bluzul nu este deloc exagerată. Nu este, nu este. Iar Milan de la Bobești... Textura e într-un fel. Nu prea îl găsiți pe YouTube pe Milan de la Bobești, pentru că el este a fost un lăutar de mormântare mai mult și de jale, dar în momentul în care cânta se zguduiau pereții. Absolut. Avea o voce și un ambit, se ducea cu un glas și noi chiar îl comparam cu un cântăreț de flamenco, atât de pasionat și cânta și cu basul, se acompania cu basul singur și cred că îl găsiți pe o înregistrare de la Guerilla, cred că a fost acolo o înregistrare cu el și mai găsiți la niște mormântări. Știu că mi-a fost destul de complicat să conving niște străini că Dumitru Dona Țiminică e bărbat. Am mai auzit. Bogdan îl limită foarte fain pe Dona Dumitru Țiminică, unul la unul ca voce, știe să-l... Destul de complicat. Foarte complicat. Ți-am povestit ce am pățit când am făcut Balta Albă, am vrut, există un cimitir la Dristor și m-am dus acolo, există la acel cimitir, este și are un mormânt mare cu cruce mare și cu poză, Fărămiță Lambru, care Fărămiță Lambru trebuie să exemplific asta, întotdeauna mi-a plăcut cum ține el microfonul așa, adică, băi... În fine, și am zis ce frumos ar fi să am un cadru în care pun și o floare acolo, uite, la noi în cartier îl avem pe Fărămiță și îl și pomeneam și nu m-a lăsat bodyguardul că trebuia să depun o cerere nu știu unde la administrația cimitirilor, zic băi, un cadru de 30 de secunde, dar ne-a văzut că am intrat cu camera și n-am reușit nici cumva să-l șpăguim că... Există această conștiință a lucrului bine făcut la nivel de paznici, da. Și na. Sunt atât de multe povești, da, trebuie să-l chem neapărat pe Bogdan, dar sunt atât de multe povești pe care, uite, el a reușit cumva, când i-a mai prins în viață pe nenici ăștia, a reușit cumva să pună tot într-o carte care se numește De jale și de dragoste de pe Piatra Bucureștiului. Și la fel, a ieșit cartea și s-a vândut ca pâinea scoasă din cuptor, proaspătă, dar dacă pui mâna vreodată pe cartea, îți recomand, poate chiar ce o voi împrumuta eu să o citești, îți recomand că o să înțelegi cu adevărat lăutăria de pe București, care e altceva, aici mergem spre bluzul ăla rafinat, e mai jazzy. Goloneal aici, da. Da, și cu precizie, cu, adică lăutarii de București, în momentul în care greșește unul o notă, chiar dacă ei au învățat doar după ureche, dar în momentul în care greșește un coleg o notă direct, o să uită spre el, ce faci.
Știi? Adică e un rafinament, e un alt fel de muzică, dar și cea de țară mie îmi place foarte tare, la fel de tare ca și cea de București, tocmai datorită acestor imperfecțiuni. Este o observație interesantă să-mi spui că lăutăria de București e diferită de aia de țară. Nu mi-am dat seama niciodată de asta, jur. Este diferită. Mm-hmm. Bineînțeles că ea e cumva copil al lăutăriei de țară, doar că aici, la București... Vorbim de lăutărie, lăutărie, nu de ce se cântă cu clapă și cu... Nu, vorbim de țambal, bas... Mm-hmm. Hai să zicem cu mare dragoste și acordeon, pentru că a intrat în București acordeonul, sau, adică s-a dezvoltat altfel acordeonul în București, dar lăutăria veche e asta, fioară, lemnul. Hai să revenim un pic la canalul vostru de YouTube, Fragmente, căci noi ne-am pus ieri în cap să vorbim puțin de bucăți din țară, zonale, deloc secesionist, da? Și aș vrea să începem cu Dobrotești, da, am zis corect, în Teleorman. Ce găsești bun acolo? O telemea excepțională, deșes. Toată lumea la București caută telemea de Sibiu. Le recomand să caute și telemea de Teleorman, pentru că este tot așa un produs sezonal care se face în anumită parte a anului. Oile care păstoresc iarba la șes sunt un pic, cum să zic eu, discriminate, că n-au atât de multă mâncare ca și cele care urcă la munte, nu? Pentru iarba proaspătă, cum cântă doamna Lucreția Ciobanu. Și e o brânză făcută cu mai mult chin, să zic așa, și tot ce se face mai greu are gust bun. Există, n-am mâncat niciodată, dar tot sper să mi se întâmple într-o zi, să ne adunăm mai mult și să facem ceea ce se numește batal. Pe care batalul este berbecul castrat, da, pentru cine nu știe, și se pune, se taie pe burtă, se scot mațele și se umple cu legume, nu știu cum, se coase la loc, se face, se pune cu lână cu tot într-un cu lut, da? Se face cu lut și se bagă în pământ în jar, unde am înțeles că trebuie să stea cel puțin 8 ore. Cineva trebuie să știe treaba asta, cum se face. Nu știu mult, tu știi? Da. Ai făcut, adică? Am mai făcut așa cu prieteni. Eu sunt din Ardeal, sunt în zona Cugirului. Bunicii mei sunt din Mărginime. Cumva am legăturile astea cu oieritul și cu într-o parte al neamului meu, să zic așa. Dar se face din Imperiul Persan până în, adică tot drumul ciobanului, ciopanul, da? Că tot drumul ăsta al oieritului care vine din Orient cumva până în Țara Galilor se face această rețetă, să știi. Că am vorbit de Teleorman și știam că batal găsești undeva pe aici, pe la Valea Călugăreni. Da, pe mine m-a buvnit râsul pentru că mi-am amintit tot așa de poveste cu Victor Teișan, un de alt lăutar. În momentul în care am mers de la casă, l-am sunat și am zis: Nea Victor, ce să-ți fac de mâncare? Că mie îmi place să mă duc la om acasă să le arăt și eu ce știu, să îi gătesc așa. Și mi-a zis: mă, tată, dacă îmi faci niște batal, sunt fericit. De unde dracu găsesc acum batal să-i fac lui Victor Teișanu? Da, de astea m-a bufnit râsul și când ai zis de batal mi s-a părut super, super funny. Dar da, în zona asta, oricum, e o zonă culturală a ciobanilor foarte mișto aici în sudul țării, despre care iarăși nu prea vorbim. Eu sunt ardelean, dar mie îmi place și sudul țării. Da, știu ciobanii și... de aici. Da, și foarte mulți care s-au mutat în zona Sibiului sunt de aici și invers și așa mai departe. Adică transhumanța a fost de bază pentru ciobănitul de la noi, știi? Nu știu, ciobanii mi se par la fel din peste tot în țară, știi? Cumva... Celebra povestea de pe vremea lui Ceaușescu când s-a dus și elicopterul în cioban avea atât de mulți bani. Nu știu. Erau... Nu puteai, de pildă, dacă nu erai pe o linie de partid, să-ți iei aro, de pildă. Trebuia să fii pe o linie de partid. Okay. Să-ți se dea o aprobare specială ca să-ți iei aro. Puteai să-ți iei o Dacie, dar aro nu puteai să-ți iei. Elicopter nici atât. Dar a fost un cioban, cred că de prin zona Sibiului. Cred că acolo e Beverly Hills. Care reușise să facă un purcoi de bani, iar omul s-a dus la fabrică cu cash-ul, cu traista cu cash, să-și ia elicopter.
Bă, stai, că nu e chiar așa. Și omul nu înțelegea. Zice, stai, frate, cerere, pentru că mie îmi trebuie elicopter, pentru că mi-era mai simplu acolo să mă deplasez și voiam elicopter și uite și banii, adică... La Noua Zeelandă, așa, da, ciobanii, da, da. Noua Zeelandă folosesc foarte mult elicopterul pentru oi. Serios, serios, chiar înțeles. Sunt niște videouri pe YouTube, le puteți găsi cum îndrumul oile cu elicopterul, mi se pare incredibil unde s-a ajuns ciobănitul acolo. Dar da, n-am știut de treaba asta. Oricum, dacă vorbim de Jina sau Poiana Sibiului, eu când am ajuns acolo, am zis, this is fucking Beverly Hills. Case din alea mari cu SUV-uri din alea super scumpe la poartă, toată lumea, și merg cu brânza la piață, mi se pare genial. Se pare că bine, e și cumva onest. Da. Oamenii și-au făcut, și-au făcut lovelele acolo, adică pe bune. Și plus de asta, mai ales și în vremea comunistă, că știi cum e, acolo sus nu prea urcai. Știi? Și îi lăsai liber să-și facă treaba lor. Și la bunica mea, de exemplu, mulți ori știe de unde era, la ei nu au ajuns să standardizeze treaba pe acolo și să le spună ce să facă, că erau răsfirați, erau mai sălbatici, erau altfel și oamenii și-au strâns și uite, să aflu de la tine că au vrut să cumpere și un elicopter, senzație. La tine în Alba, în zona natală, da. Valea Sebeșului acolo, ce se mănâncă bun? Care sunt topurile sau ce se bea bun? Bănuiesc că Palinca, da, care da. Mai este brand românesc, da, a? Da. Ciorba de fasole cu tarhon este senzațional, am mâncat un șugag, doamne ce bun a fost. Bineînțeles, zonă de păstrăvi, pentru că e zonă de munte și acolo l-am cunoscut pe Mitică de la Mărtinie, așa se numea satul, se numește satul, care și-a făcut cumva un ecosistem așa al lui și a tras din pârâu, bineînțeles, el și un mare activist al ecologic, dacă vrei, al ecologiei de pe... A tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere ecologic pe pârâurile din munții Sebeșului. Era foarte supărat că făcuse, nu știu ce, primarul hidrocentral acolo și că nu mai poate să urce păstrăvul. Deci, într-un fel, meserie transmisă de bunicul lui. Și și-a făcut el circuit natural, frumos, și-a tras și-a făcut niște bazine și direct e ca și cum trăiesc în mediul lor. El crește păstrăvul natural, adică ce înseamnă a crește păstrăvul natural? Până ajunge la un calibru bun de, nu știu, de consumat, durează cam 3-4 ani, știi? Adică nu-i forțează cu tot felul de chestii, că dacă poți să-i forțezi cu diferite mâncăruri care te fac să crești. Asta, păstrăvul întotdeauna se duce în amont, în amonte. Da, da. Și pentru asta trebuie să-ți faci un soi de capcană în amonte acolo, să-i prinzi acolo. Exact. Și acolo când îi prinzi, practic îi totul îi hrănești. Da, 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 da. Da, păstrăvul iarăși foarte fain zonă. Bineînțeles, zonă de brânzeturi, caș. Acolo am mâncat un înturnat, o mâncare care se face cu rămășițe de pâine. Și în loc de mămăligă, când la noi în zonă se face mămăliga cu foarte multe lactate, asta, balmușul și bulzul și toate chestiile astea, ei au inventat, pentru că coborau foarte rar la piață, stând în vârful muntelui, și își luau odată la săptămână pâine sau odată la două săptămâni și pâinea care se usca o refolosea, aici aveți Food Waste Combat, o refoloseau în zer cu lapte și cu caș și cu brânzeturile lor și făcea această mâncare care se numește înturnat. Da. Și este foarte gustoasă. Mergem mai la nord, Suceava-Botoșani. Suceava-Botoșani a fost așa o experiență cu un ochi a râs, un ochi a plâns, cum se zice. Să știi că astea sunt și două zone care am înțeles că au acel conflict între ele, cum există între Arad și Timișoara, cum există între, Brăila-Galați. Există și aici, între Botoșani și Suceava. De asta am denumit Moldova de Sus și nu Bucovina, că nu știm care e treaba. Și de ce zic că unul chiar râs și unul a plâns? Pentru că noi am mers acolo în Botoșan să căutăm mâncare evrească. Botoșan a fost ștetăl și în perioada interbelică era populat undeva la 60% cu evrei. Din păcate n-am mai reușit să găsim nici măcar o rețetă. Și a fost un pic tristă treaba asta. Chiar am vorbit cu președintele asociației de acolo și
ne zicea că nici măcar nu se mai strâng bărbații ca să deschide, că la sinagogă ca să deschide trebuie să strângă minim 10 bărbați sau ceva, 90 bărbați sau nu știu, okay, un număr de genul ăsta. Da, înțeles. Și a zis că cheamă de ortodox să vină ca să poată să deschidă, să țină slujba, să roage și ea, adică nu mai prea există treaba asta într-o zonă foarte dezvoltată cultural pe treaba asta evrească. Dar, în schimb, am ajuns în mai nord, chiar aproape de Ucraina, la Bilca, unde am cunoscut un tezaur uman viu. Nu spun eu, spus-o cei de la UNESCO, care ne-a cântat și ne-a gătit senzațional. Ea doinește foarte bine și chiar scrie încă o dată structura foarte veche, dar cu versurile ei. Și doina și despre faptul că i-au rămas neamurile peste graniță și tot felul de cântece în stilul ăsta separatist, așa. Și la un moment dat dânsa a făcut un atac vascular cerebral, și din 300 de doine câte știa, bine, ea și le scrisese pe un caiet, din 300 de doine câte știa, a mai ținut minte vreo 4. Au venit niște studenți de la Iași, i-au luat caietul ca să studieze pe el, nu-i l-au lăsat înapoi și mai știa doar 4 doine să ne cânte, atâta mai ține aminte. Ați înregistrat-o? Ați reușit să da, am reușit să înregistrăm. Mm-hmm. Și a fost senzațional, iar tochitura pe care ne-a făcut-o, tochitura cu adevărat aia pe care o mănânci în Moldova sau în Moldova de sus, știi că tochitura nu vine de la tocat, tochitura vine de la tochit, a se topi, știi? Aha, ok. Tochitura vine de la topitul cărnii lent în grăsime acolo, liniștită, la ceaun, știi? Și a fost, mamă, genială mâncarea, genială. Acum când vorbesc despre ea, o simt, mi-a rămas pe limbă, știi cum se zice? Trebuie să punctăm două treburi aici. Odată este a doua oră când îmi pomenești despre o structură veche de cântec. Trebuie să lămurim puțin ce presupune structură veche de cântec. Odată știu că avem, am înțeles că e mult mai veche și asta, dar e celebra structură pe care Beatles, de pildă, a impus-o. Strofă-refren, mai bagi un solo și mai refrenul la sfârșit sau încă o dată strofă-refren. Mm-hmm. Acel... Doinitul e... Da, e da, cale lungă și altă da. Mâncare și nu, pește. E o structură... Da, încă o dată. A treia oară zic, trebuie să-l invit pe Bogdan, mm-hmm, că el e specialistul, dar na, deci, doinitul e așa, te duci fără vers, fără refren, nu există refren. Te duci cu povestea, da. Aveam și eu, da, s-a pierdut, bineînțeles, bunicul meu trăsese, cred, un plugușor de o jumătate de oră pe magnetofonul lui tata. Băi, dar avea în mintea lui acea jumătate de oră de plugușor. Mm-hmm, jumătate de față era un plugușor întreg. Zic, ia uite-mă ce... Funky. Da. Hunedoara. Hunedoara, acolo e Hunedoara, unde am fost noi cumva intermitența cu Alba, munții Orăștiei. De acolo mă trag eu, de la poalele acestor munți din Cugir, județul Alba. Acolo e un băiat foarte, foarte corect. Un băiat corect, cu cuvântul ăsta corect, îl vine din zona aia. Un băiat care și-a moștenit bunicul într-o brutărie foarte veche, alunea la Epecu, de la Cugir, Cugirenii, știu, și nu doar Cugirenii, toți din zona aia, că era fucking rockstar, adică omul știa toată lumea de el și toată lumea cumpăra pâine doar de la el. Și Pecu era un genul poreclă, că Pect, Ucpect sau ceva de genul ăsta vine din cehă cumva și au pus unchiului lui prima oară i-au pus porecla asta de Pecu și a rămas de la brutar. Un fel de brutar. Ah, înțeles. Știi, în cehă, ceva de genul ăsta. Și Paul, care cumva a mers la facultate în Cluj, nu știu ce, s-a întors să-i moștenească, pentru că ținea atât de mult la ce făcea bunicul lui, să moștenească această brutărie și o continuă cu același succes. Și e o pâine excepțională. Dacă ajungeți la Cugir, trebuie să mergeți la Epecu să cumpărați pâine, tot acolo la el în curte, intri în casă, te servește la geam. Nu el, Dumnezeu să-l ierte că a murit, dar tot același produs. E o pâine senzațională. Au reușit să țină rețeta sau? Da, da, 100%. E aceeași rețetă. Bunicii mei, de exemplu, care locuiesc în zona acolo, cumpără de când se știu ei doar de acolo pâine. Și este aceeași pâine. De fiecare dată când să mănânc la ei, este aceeași pâine. Dar e o textură deasă sau...
Da, dar în același timp este și ciui, așa, este gumoasă, aerată, dar este o pâine sățioasă, este o pâine din care mănânci o felie și aia a fost, știi, nu uh-huh. mănânci jumătate de pâine la masă. Cum mai găsești aici combinată cu cartofi sau ceva? Sunt, dar se duce mai mult spre zona secuiască, la noi în zonă nu se combină cu cartofi acolo în munți. Nu, întrebam exclusiv de genul de textură. Nu, aia cu cartofi e un pic mai... strong, așa. E între, dacă vrei, dar e o pâine care rezistă. E o pâine care, pe care trebuie să pui doar un prosop și rezistă, o coajă consistentă, cu gust. E o pâine în adevăratul sens al cuvântului. Dar din toate zonele astea, pentru că am și această întrebare pentru tine, băi, gătești și ai mâncat în toate locurile. Sunt zone unde există și acel tip de ospitalitate care îți distruge ficatul. Mhm. Da, odată, cam peste tot. Odată trebuie să te întreb cum de nu te-ai îngrășat. Bă, nu știu, cum am îmbrăcat în negru, cred că nu se vede. Că n-ai cum la un moment dat. M-am cam îngrășat. Tai să le guști, să le guști. Da, recunosc, sunt un gurmand. Țin cont, îți dai seama și de greutate, că am fost și sportiv și doresc să rămân sănătos, dar recunosc că mă învinge această pasiunea mea și fluctuez. Fluctuez. Da. Acum n-am mai fost de mult în research, că am deschis restaurantul și am muncit foarte, foarte mult. Na, trebuie să fii acolo și să fii atent și să ai grijă de toată lumea și de cum iese mâncarea și așa mai departe. Și e destul de stresant, dar am perioade și perioade. Nu știu. Ce voiam să te întreb, care din zonele astea pe care le-am vorbit și mai avem câteva pe listă, a fost cea mai anevoioasă, să spunem așa, pentru ficat? Adică, unde e mâncarea mai grasă? Bănuiesc că... În zona de munte. No, în zona de munte, uite, de exemplu, Munții Orăștiei, că tot am rămas aici, se mănâncă sus, în Ciungu Mare, satul Ciungu Mare, județul Hunedoara, se mănâncă o mâncare de cartofi care sunt fierți în unt de oaie ars. Ars? Unt ars, da. Și se mănâncă cu pâine. Da. E o mâncare foarte, foarte heavy. Dacă te uiți cum arată dealurile alea și când se apucă, de exemplu, când începe sezonul de coasă, de cosit, înțelegi de ce mănâncă treaba asta. Sau când te duci, cum am fost noi iarna, într-un gel și cu o zăpadă până la brâu, înțelegi de ce se mănâncă așa. Și de ce... toți porcii au atâta slănina pe ei și așa mai departe. E o mâncare de munte, o mâncare de efort de care ai nevoie și, crede-mă, nu am văzut niciun om gras în acel sat. Înțeles, da, bănuiesc că iarna te ajută foarte tare și cred că și tăria pe care o bagi este o combinată. Știi, mă uitam la un moment dat la un reportaj la TVR pe vremuri în care un reporter, mă rog, a întrebat un bătrân de 94 de ani din Delta care este secretul longevității. Bietul om n-a înțeles întrebarea și se uita și zice, bă, cum ai ajuns la etatea asta? Și atunci a făcut ochii mei și a zis, răchia m-a ținut. Știi? Da. Și cred că, dincolo de eternele probleme cu alcoolul care există într-o societate, există și partea în celălalt taler al balanței și treaba asta care ne face totuși puțin mai rezistenți, mai ales în zonele astea unde natura este mai neprietenoasă. Da, cu siguranță cu siguranță face parte din traiul bun. Da. Dar uite că vreau să mă întorc un pic. Am rămas la Munții Orăștiei și la zona aia. E foarte important să spun. Vorbim despre virșlii. Acești cârnați care se fac cu capră și cu grăsime de porc. Dar, bineînțeles, se fac și cu oaie, pentru că în momentul în care o oaie nu mai dă lapte și nu mai e bună pentru reproducere, se sacrifică și se face virșlii. Și un cârnat, să zic așa, care se găsește doar din zona Hunedoara, județul Alba și un pic din județul Sibiu. O mâncare zonală pe care lumea ar trebui să încerce, că e senzațională. Deci, și mai ales cu pâinea de la Laie Pecu, e ceva de vis. Mai zi-mi o dată. Cârnați de capră. Da, da. Și se fac în maț de porc, bineînțeles. Nu. Nu? Nu. Mal subțire. Mal subțire. De capă sau de oaie. Am înțeles. Uh-huh.
Și ași cu grăsime și de porc. Se fierb. Deci de asta m-am dus. Și ce condimente pui în carne? Se pune usturoi, unii pun și fiecare, la cugir, de exemplu, fiecare are rețeta lui. La cugir, virșli... Nu te iei de cărnații omului, cum nu te iei de vin. Cum e mate la argentinieni, acel ceai, nu, de plante, așa, e, așa sunt la noi virșli. Deci nu există casă să nu găsești în frigider acest produs. Nu există. E foarte, foarte, foarte gustos, juicy, se fierb. Recomandarea mea în momentul în care fierbe apa 2 minute pe ceas, i-ai băgat, i-ai scos muștar de calitate și pâine proaspătă. Atât. Nimic mai mult. Și te bucuri de ei. Trebuia să zic despre virșli că... Da. Adică eu îi port după mine în buzunarul este tot. Chiar astăzi, dacă vii la mine în frigider, eu am virșli în frigider. Adică e ceva cu care eu am crescut și e foarte... E reprezentativ pentru zona aia. Cred că cel mai reprezentativ. Uite că nu mi-am pus niciodată problema că moștenirea de familie presupune și... Știi, acum la bătrânețe, de pildă, mi-am dat seama într-o zi că o apreciez mult mai mult pe maica mea, pentru că toată copilăria mea, pe timpul verii, aveam fructele sezonului și ea se preocupa fix de treaba asta, ceea ce în copilărie mi s-a părut un firesc. Acum la bătrânețe am înțeles efortul pe care îl făcea, știi? Cumva același exemplu mi-l dai și tu. Am trăit cu cărnații ăștia în casă, este aiurea să nu iau acum, știi? Eu când ajung la cugir, dar nu există date să ajung la cugir să nu trec pe la familia Lucan să-mi iau virșli. Pentru mine. Cât e un kilogram? Curios. Eu mi-am luat acum când am venit, că am adus și altora, că le-am băgat drogul ăsta, dacă să-i zic că e așa în ghilimele. Ai remorcă la mașină. Da, deci 3, 6, 8 kg am luat și am dat undeva la 200 și ceva de lei pe 8 kg. Cât vine? 50 de euro, 60 de euro. Pe 8 kg. Pe 8 kg. Fair enough. Cam aia e. Munții Gorjului... Iarăși discutăm un pic despre oierit. Am fost în zona de oierit acolo, care se confundă un pic cu creasta ungurenilor și la fel am găsit un producător de brânzeturi foarte fain. Foc deschis, gătit la foc deschis foarte mult în zona mai joasă a Gorjului, unde am întâlnit niște doamne care ne-au gătit, au făcut pur și simplu o stație imensă cu ceaune, diferite ceaune. Într-un ceaun făcea fasole, într-un ceaun făcea mâncare de praz, într-un ceaun făcea ciorbă, într-un ceaun făcea mămăliga, gogoșile pe care le făceau, le prăjeau în ulei, un ceaun și gogoșile, asta este o poveste foarte funky, le punea latul dospit lângă foc, știi, să dospească un pic mai repede, să crească, să ne facă gogoșile. Și... în momentul în care a pus această căpisteră, cum îi zic ei, acolo lângă, tot taburul de la mâncarea de praz și tot fumul ăla a intrat în aluatul ăsta. Și în momentul în care mi-a prăjit o gogoașină, așa am gustat, avea gust de praz. Și am zis, wow! A mai văzut așa la tutun. În momentul în care faci majunul, cred, sau gemul, majunul se face, nu? La ceaun în curte, la foc. Da. Poți deasupra să iei frunzele de tutun pe care le-ai cules de la tine din grădină și le lași și intră fumul în ele și în momentul în care începi să le fumezi, are aroma fructelor care este făcut majunul. Am mai învățat ceva, n-am știut. Da, am aflat și eu acum vreo câțiva ani. Da, ideea e că treaba asta s-a făcut cumva involuntar. Adică nu își dorea doamna să aibă gust de praz gogoșile, dar involuntar și am zis, băi, cât de oltenesc să fie toată oltenească. Băi, și roata s-a fi inventat la fel. Exact. Și atunci, când noi, după fiecare research, că e foarte important să zicem la fragmente, după fiecare research, organizăm un pop-up dinner cu mâncăruri care m-au inspirat din zona respectivă, Bogdan cu lăutar din zona respectivă și la pop-up dinner am făcut o gogoașă și am făcut o cremă de praz și am umplut-o cu cremă de praz, un desert cu cremă de praz, știi? Și așa s-a născut unul de cele mai bune deserturi pe care l-am făcut în viața mea. Dintr-o întâmplare și dintr-o chestie foarte vie, știi? Manualul întâmplărilor, în momentul în care te focusezi pe ceva, se întâmplă tot soiul, dar am observat asta. Da, da, da. Cu vârsta am constatat. Da, și e... Nu știu, pentru mine este în continuare cea mai importantă sursă de inspirație, aceste călătorii pe care le fac. Vreau să mergem puțin și în zona Vâlcea.
Pentru mine zona Vâlcea este o zonă foarte interesantă, odată că îmi place, e cel mai extraordinar oraș din România, nici pe departe, însă îmi place cum este așezată acea mănăstire deasupra orașului și de acolo vezi ca și cum vechează. Mi se pare un oraș super drăguț. E drăguț, nu? Am zis că nu e cel mai... Dar sunt niște treburi pe care le-am aflat citind cartea lui Andrei Oișteanu despre narcoticele în cultura și literatura română, care povesteau că încă în anii 80 se întâmpla ca la capelele, am îmbătrânit, în capelele unde se ținea mortul, da, peste noapte, la priveghi, se puneau în cădelnițele alea cânepă, da, ca să țină, pentru cine nu știe, marihuana, da? Așa, ca să nu se transforme în strigoi mortul. Da, sunt tot felul de chestii de genul ăsta, în special în Oltenia. Eu prima dată, și în sudul țării, prima dată când am văzut o femeie, de exemplu, la tămâiat, am mers cu un prieten la pescuit și am mers cumva prin sud pe acolo și era o babă pe la 5 dimineața cu o cratiță în aia, cu fum, tot așa, și făcea cu fumul pe stradă, pur și simplu mergea singură cu câinii pe stradă și ieșea fum din oala aia și l-am întrebat pe prietenul ăsta meu, pe Victor, zic, bă, ce face doamna asta aici? Bă, a mers la tămâiat, tu ce, nu știi, n-ai văzut? Zic, nu. Da, draci, da? Ca să nu îi vină blestem peste satul lor și chestii de genul ăsta. Se întâmplă foarte des și mai ales în zona Oltenii. Eu am găsit și în zona Mehedinți o treabă de genul ăsta, și aici o întâmplare reală, lumea poate să verifice pe episodul de pe YouTube cu Munții Mehedinți, când am fost la doamna Domnica Trop acasă, foarte bătrână și chiar ne-a spus, mamă, nici nu mai pot să mai cânt, că nu mai mă țin oasele, și am rugat-o că na, ne pasionează și treaba de veselie, dar ne pasionează și cum e cu moartea și ritualul și toate chestiile astea, că fac parte din folclorul acestui teritoriu, și am rugat-o să ne cânte un bocet care se numește Zorile, care se cântă la mormântare la capul mortului, dar la femei, știi? Și se cântă 3 zile. La femei doar? Doar la femei, da. Uh-huh. Și se cântă 3 zile și acest cântec începea cu cocoșii negri cântară, zorile să revărsară. În momentul în care a început să zică cocoșii negri cântară, toți cocoșii, nu de la Dinograda, de peste tot, au început să urle. Fotograful nostru, Florin Bondrilă, s-a speriat îngrozitor, a fugit pur și simplu, a fugit din casă. Era un mediu, se lăsase, se întunecase afară. Bă, eu nu cred în chestii de genul ăsta, adică să mă înțelegi, sunt atât de realist și nu sunt cu astrologia, superstiții și chestii de genul ăsta. Dar acum am înțeles în folclor de ce sunt atât de multe vorbe de genul ăsta sau întâmplări de genul ăsta povestite din gură în gură, pentru că mi s-a întâmplat și mie și pur și simplu nu s-a oprit cocoșia să urle până nu a încetat să cânte. În momentul în care s-a terminat cântecul, s-a oprit toți cocoșii. E dovada pe YouTube. Da, I'm te cred. Știu o poveste cumva asemănătoare, o sumitate între ale fizicii. Avea o casă la țară și deasupra cotețului câinelui avea o treabă, da, lipită, care ținea demonii departe de casă. Da? Era o superstiție și treaba aia proteja casa. Și au venit niște colegi, somități de asemenea în fizică, și au făcut puțin mișto. Zice, băi, dar ce-i cu aia acolo? Că chiar crezi din asta? Zice, nu cred, nu are nicio justificare, dar sunt lucruri care funcționează și dacă nu crezi tu în ele. Și ai să stai așa, da. Că de fapt, uite, că sunt binder, niște adică lucruri. Da. Am văzut treaba asta, nu știu, îți dai seama că poate a fost o super coincidență, dar chiar acum pot să înțeleg o doamnă sau o nene de la țară care îmi spune că stai maică că ăla e strigoi sau chestia. Chiar te transpune în zona asta de gândire, știi? Mm-hmm. Dacă eram un noi pic, avem această dacă eram dimensiune. Dacă eram un pic superstițios, îți povesteam acum că
s-a întâmplat o magie acolo și că, mamă, erau posedate lucrurile și așa mai departe. Adică pot să înțeleg de ce se vorbește. Cred că mistica asta de la satul românesc a mai dispărut când a intrat televiziunea și țăranul a văzut și chiloții Madonei și a zis, stai un pic, știi? Dar cred că totuși mai sunt zone în care lucrurile funcționează ca atare. Ai mai întâlnit zone de-astea? Da. Pe unde? Chiar și la Bilca am simțit ceva de genul ăsta și nu doar, și pe la lotarii pe la care mai mergeam pe acasă. Țin minte că am fost toată, tot în zona Vlașca la Naipu și la fel, chiar înainte să moară Nea Calistrache, tot așa de pe ulița Lotarilor, dar din Naipu, județul Giurgiu, lângă Clejani, era o zonă de lăsatul secolului, era un timp de lăsatul secolului. Și ardeau focuri mari. Uh-huh. La noi în Cugir noi îi spunem alimorie. Eu nu știu cum să zic, se aprind cauciucuri, se fac focuri mari pe câmp, pe sat. Băi, și tot așa era și Nea Petre Mihai atunci, sau murise Calistrache, nu mai țin minte. Dar știu că era tot așa o stare, un mediu întunecat și cântau o muzică de jale și de... Și cu focurile alea și cu... nu mai vedeai la un moment dat, era ceață peste tot. Casa aia mică, Nea Mihai care avea 93 de ani. Pur și simplu era un... E un ceva în aer, da. Da, era un ceva în aer și era un mediu de supranatural ceva. Adică nu știu cum să-ți explic. Se vădește. Da, na, nu știu cum să-ți explic. Trebuie să trăiești asta. Nu? Am nimerit și eu la un moment dat, băi, nu știu sigur dacă era curentul căzut sau nu. Cert e că era o noapte friguroasă din Viere de Paști, în care, cum se vedea locul ăla, părea plin de femei îmbrăcate în negru, cu batic pe cap, în vârstă și cu lumânări și era tot ce vedeai. Și auzeai doar preotul și, băi, era un loc cum nu vezi în fiecare zi, deși ziua era un loc ca oricare altul. Da, păi de aici au plecat, atâtea, uite că... Avea acel vibe de... Suntem la un radio de rock, nu? Da. Să zicem așa. Chiar... Păi au plecat multe chestii dark și chiar Ozzy Osbourne s-a inspirat foarte mult din tradiția bunicilor lui, nu? În primul album. Creează și dark, și treaba asta, creează, adică poți să crezi, e frumos, e bazm. E bază până la urmă și știm că nu e real, dar e frumos să te legi așa de treburile astea. Pe la Târgu Ieșilor, orașul celor șapte coline acolo, ce avem. Măi, eu la Târgu Ieșilor... Afară de moldoveni, ce frumos e. La Târgu Ieșilor doar am dormit. Am cercetat zona Cucuteni mai mult și zona 10 Prăjini, da, Gâța, Comunat Agâța. Și... uite, acolo, de acolo e o zonă, la Cucuteni, e o zonă în care m-am inspirat cu cuptorul meu pe care l-am făcut. Avea dânsa, doamna avea acolo un cuptor extraordinar pe care gătea și soțul ei, era un cuplu de 90 de ani, foarte se iubeau, erau, deci pur și simplu erau vii și... îmi povestea domnul că de Paști, când el merge la biserică să ia păștiță și să ia toate chestiile alea, când se întoarce... Păștiță? Ce e asta? Păștiță la noi sunt, la Miuna Cugeri așa se zice, pâinea cu vin pe care ți-o... Ok. Da, și păștiță, nu așa le zice, nu știu, poate în sud să numesc altfel, I don't know. Anafură? Anafură, nu știu, la noi zicem păștițe. Și când venea de la slujbă, tot timpul cuptorul era plin de cozonaci, se puneau la masă, mâncau. Borșul, tărâțele fermentate erau, știu că pare ciudat, dar e una dintre singurele doamne care mai fermentează tărâțe în zona respectivă. O zonă în care, de cum zicea și Dan Alexe, bă, dacă vorbim de ceva românesc în gastronomie, vorbim de tărâțele fermentate. Dar chiar, bine, borș ca denumire vine din Rusia, Ucraina, mai mult din Ucraina, dar e doar o denumire, știi? E un procedeu diferit ăsta al nostru, sau? Da, dar în primul rând în Rusia nu se pune tărâță fermentată în ciorbă. E borșul, așa se numește el, cum se scrie. Dar ăsta, despre tărâțele fermentate putem să spunem că este un produs foarte vechi de pe teritoriul României. Și
toată lumea a auzit de borș cu tărâțe fermentate, dar nu mai face, nu mai face atât de multă lume când Am văzut un afiș zilele astea de pe 50 și ceva, murise Stalin și era un afiș din Rusia sau din Ucraina, cred, și scria borș gratis. Da, se bucura lumea că a murit Stalin și se dădea borș gratis. Da, se dădea și scria borsk sau ceva. Da, se dădea ciorba. În rusește, că da, știu să citesc, că atâta m-am mutat la bulgar când eram mic, am învățat literele chirilice. Și aia zic, na, e o zonă reprezentativă pentru borș. Au tăiat un cocoș când am ajuns acolo, l-au făcut cu această fermentație de tărâțe și mai mult decât atât fermentași cu huște pe care le uscau, adică era practic un ferment pe care care hiberna, dacă vrei, că în momentul în care îl usca, el rămânea cumva bacteria acolo în această pastilă, că era ca o pastilă, și în momentul în care voiai să fermentezi ceva, doar puneai pastila într-o oală, puneai apă caldă și caldă la temperatura camerei, poate puțin mai caldă, niște crenguțe de vișin și pornea fermentul. Începea fermentul cu aguridă, cu... avea, nu știu, un restaurant cu stea Michelin, dacă se zice la doamna Tun, că așa e numele de familie, Tun, acasă, am avea ce să învățăm despre fermenți și despre cum se fermentează mai sălbatic, să zic așa, mai... Am aflat zilele... Scuză-mă. Nu, zic. Am aflat zilele astea, nu știam, că termenul de ferment sau procedeul de fermentare este pentru prima oară pomenit în Biblie. Se ocupa de asta însuși Noe, despre care se spunea că era și cam bețiv. Și, dar acolo este pomenit prima oară și... Știința care s-a apucat să studieze ideea de fermentare și tot procedeul și să-l explice științific, trebuie să recunoască acest aspect. Băi, uite-l acolo, știi? Da. E vechi. Cred că era principala formă de conservă. Da, păi și chiar și în Imperiul Roman se făceau sosuri fermentate. Vinurile de aici. Și așa mai departe. Nu, fermentul e de când lumea și pământul și... Eu mă bucur că am revenit cumva la bacteriile astea mai sălbatice, pentru că orice e fermentat e foarte sănătos pentru organism. E probiotic, stomacul se bucură. Adică recomand murături la greu, sunt sănătoase, sunt probiotice, îți ajută flora intestinală, ai o viață frumoasă. Am făcut pentru prima oară în viața mea, în acest an trecut, de fapt, am făcut murături. Am acest... Nu prea mi-au ieșit. Ceva undeva am greșit, au ieșit ceva, adică au fost mâncabile, dar nu au ieșit. Dar ce mi-a ieșit foarte bun, mi-a ieșit hreanul. Bun. Atâta doar că am plâns ca un prunc. Dar de ce nu ți-a ieșit? Adică ce gust aveau sau ce nu erai mulțumit? Cred că am greșit că am pus mult prea multă sare. Mie îmi plac mai crocante și să fie puțin dulci și am pus mult prea puțin zahăr sau miere unde a fost cazul. Okay. Eu trebuia mai mult. Eu nu pun zahăr deloc. Eu pun sare și atât. Da, și mie apă. Îmi plac un pic dulci. Și bineînțeles, mărar uscat, hrean, morcov, țelină, le pun. Că mie murătura mea preferată e morcovul murat. Îmi place, mănânc ca spartul. Și atunci cumva se combină toate aromele astea și iese. E important să ai grijă cum le depozitezi și e important e la murături, e foarte important ca să-ți rămână crocante și să fie cum îți dorești tu, să te uiți pe fiecare legumă în parte. Adică dacă e un castravete, te uiți foarte bine să nu fie cumva pălit, să nu aibă un punct. Pentru că se poate dezvolta o bacterie negativă acolo și atunci când ai un castravete stricat într-un borcan care fermentează, ți se strică tot borcanul, știi? S-ar putea să fi pățit asta foarte la gogonele. Cred că am foarte pățit important asta. Lucrul ăsta trebuie verificat. Trebuie să fiu mai atent de asta. Da. Eu asta, în rest sarea își face treaba, știi? Acolo să pui o cantitate ok. Mai am o întrebare pentru tine. Mi-ai povestit mai devreme, vorbeam de podcastul vostru, da? Al tău, ale Bogdan Simion. Bănuiesc că ați avut și un camera. Bănuiesc, sigur, ați avut și un camera. Unul singur. Unul singur. Ați
pornit într-o aventură prin țară să faceți podcastul, să faceți filmările. Uh-huh. Întotdeauna, știu asta și cumva din experiență, când pornești într-o poveste de asta, ca un făcut, acest manual întâmplări, ți se întâmplă o grămadă de chestii. O grămadă de chestii care mereu te împiedică. Se spune că te împiedică ca să faci dovada faptului că îți dorești foarte mult să ți se întâmple. Așa, și că e part of the process. Dar genul ăsta de activități nasc tot soiul de povești despre care poți să faci un film separat. A material... Timp sau asta voiam să te întreb. Vreau două, trei povești de astea. Vreau două, trei zone, personaje, bătaie, violență, înainte să... ursari. Da, noi am început treaba asta înainte, mergeam prin țară înainte să ne filmăm, știi? Filmatul a venit cumva ulterior și am stat să și documentăm, să lăsăm, dacă vrea cineva, vreun nebun să se uite la ce facem. Lumea schimbă atitudinea când e o cameră deschisă, da, da. La orice nivel social. Și ce să-ți povestesc, că te duci la un om acasă și vorbești cu el înainte să dai drumul la cameră și mamă îți spune 100.000 de lucruri și în momentul în care a dat drumul la cameră nu mai vorbește nimic. Și zici ok, și se întâmplă. De foarte multe ori am și înregistrări în telefon în care... Dacă nu puteam să documentez video, că nu mai se blocau și nu mai vorbeam, puneam telefonul măcar să am, când vorbeam în off, să am aceste povești pe care la un moment dat poți să le scrii sau poți să le transpui. Tricks. Exact, exact. Și multe chestii. Și nu știu, când mergi la oameni acasă, nu e cu ok, hai, dăm stop acum, oprim sunetul, hai, să mai luăm o dată de la început. Nu, dude, trebuie să dai drumul la cameră și dai drumul la cameră de la început până la sfârșit și ai material de 10 ore cu nimic și stai după aia pe materialul ăla și decupezi tu și ți le lipești și ți le faci ca să creezi coerență și, bineînțeles, să nu știrbești realitatea, e foarte important. Să nu, adică nu facem genul ăsta să punem cuvinte în gură sau nu. Dar... Nu, dar trebuie să-ți iasă ceva coerent acolo. Da, și vorbeam cu Gavroș, cu operatorul nostru, bă, man, deci când ajungem, dai drumul la cameră și văd eu la final ce pot să culeg, știi? Și atunci se mai relaxa un pic, știi? La început erau la modul, vai, stai să aranjez asta, stai să iau roaba aia de acolo, că nu de ei, știi, la ei în curte. Și le ziceam, nu vă agitați, că noi nu vrem să... facem cu frumos aici nimic, vrem să arătăm omul exact așa cum e el și cum trăiește la el în curte, nu să-l îmbrăcăm în ie și să-i punem clop în cap și dacă el e cu căciulă de camuflaj, cu căciulă de camuflaj să fie, adică încercăm să transpunem realitatea, știi? Dar am avut, ni s-au închis ușii în nas, țin minte că am ajuns odată la Hagieni, aproape de, nu știu dacă e județul, da, județul Constanța sau Tulci, nu mai știu, cred că e județul Constanța. Aflăm acum. Hagieni, da, exact. Oricum, în Dobrogea asiatică, cum îmi place mie să zic, la o familie de tătari acolo și drumul era mult mai... Hagi, Hagieni, Constanța. Constanța, așa, Hagi, bravo. Și era mult mai dificil drumul decât credeam noi să ajungem acolo. Și ne-a luat mult mai mult timp decât discutasem și cum vorbisem la telefon, băi, ajungem la ora acutare, etică, etică. Și s-a înserat ce-i drept și am ajuns la domnul Nejadin acasă și a răspuns soția. Adică era la poartă și băteam ca nebuni și a ieșit soția lui și a zis, ce vreți, unde? Ce vreți, ce vă trebuie? Păi am venit, uite, să ne înregistrăm pe domnul, așa, așa. Păi la ora asta se vine, nu mai vine, domnul doarme, gata, am încheiat citatul, că nu vedeți că e seara afară, că plecați. Și am stat acolo jumătate de oră în fața porții să ne rugăm, deci, și să ne cerem scuze și să ne rugăm să-l scoată pe domnul din casă, să vorbim cu el și să-l înregistrăm. La fel, uși închise în nas. Cred că lumea e suspicioasă, știi? La orice. Am vorbit toată, scuze-mă că te întreb, am fost la Bihor pentru că ne doream foarte mult să vorbim cu un căutător de trufe. Acolo e o zonă, Munții Bihorului, foarte renumită pentru trufe. Și în momentul în care am vorbit tot, pus la punct, la telefon, în momentul în care am zis la Bihor, adică nu e ca și cum am mers la Clejani, am mers cu mașina destul de mult. Ne-a zis că nu mai poate să se întâlnească cu noi, că el a plecat în Israel și că... Și zic, nene, am vorbit acum 5 ore, eram pe drum și a zis că ne așteptați. Și a dat seama oarecum că nu vrea să vorbească despre trufe, e o
N-am reușit să vorbesc cu nimeni despre trufe. Aici, e o chestie acolo cu trufele. Este o castă și un clan. Exact, exact. Și nimeni n-a vrut să vorbească, nimeni n-a vrut să vorbească cu noi despre trufe. Mai mult decât atât, am fost așa la o familie de romi care erau colegători de ciuperci și l-am întrebat pe dânsul că, uite, nu culege și trufe, că sunt munții Bihorului. Eu la trufe nu mă bag, acolo sunt băieții. Ah. Înțeles. Na, și atunci am văzut că aveți un podcast cu un domn care se ocupă de trufe. Da, care e trufar, dar e din București. Eu voiam să... Să mergi la, la chintesență. Exact, exact. Să îmi explice un culegător care face asta și se ocupă cu treaba asta acolo, în mijlocul... E o cultură, era de fapt o cultură, acum se pare că e secretă și toate informațiile sunt secrete. În jurul ciupercilor și a trufelor în zona Munții Bihor. Știu de pildă că atunci, mă rog, te duci cu câinii sau cu porcii, da, să găsești trufele. Mai nou cu câinii. Ele pot fi și la un metru adâncime, am înțeles, sub pământ. Treaba este că în momentul în care încep să sap și să... Este ca la șantierile arheologice. Trebuie să iei ușor, 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 ușor să nu se întâmple. Cu o pensulă specială, se curăță. Da, da, da. E o întreagă... Cred că e și mult de muncă. Există și acea vorbă că au venit italieni aici și că ne iau ei trufele și pormă le mâncăm. Nu e neapărat doar o vorbă. Da, da, da. Nu e neapărat doar o vorbă. Asta e business-ul. Pe de altă parte am aflat, eu nu știam că ele e mâncare de lux. Da, da, este și cu cât e mai, că de asta se procedează și se curăță cu super multă atenție și trebuie să fii delicat cu trufa, pentru că cu cât este mai intactă și cu cât este mai mare, cu atât este mai scumpă. Adică un kilogram de trufe mici și mai strâmbe și așa mai departe e mult mai ieftin decât un kilogram, tot un kilogram de trufe care sunt mai mari și mai frumoase. Ce pentru că se, în mod normal se rad fresh peste mâncare și atunci trebuie să fie totul ca la carte. Bineînțeles, se fac și uleiuri din ce rămân, se fac, nu știu, se usucă, se fac pudre în mai multe feluri, dar cea mai bună este aia fresh. Știu că, apropo de genul ăsta de subiect, mi-aduc aminte taică-mi în anii 90 și a găsit vreme de câțiva ani un job la Crivoi Rog în Ucraina, un combinat acolo în care și România avea vreo 20% sau vreo 60%, nu știu cât parte. În fine, și știu că s-a întors acasă cu vreo 3 kg de icre negre în ziar. La vremea aia era $1000 un kilogram. Și, băi, nu se găsea. Și oricum $1000 era mult peste ce este 1000 de euro astăzi, știi? Și vreo 3 ani de zile știu că am tot mâncat, adică mi se părea așa, icre negre, da, că pun eu pe niște pâinici de alea mici. Cu, da, e la fel și acum, e... Nu găsești, oricum e prohibit, n-ai voie să faci asta, adică ale adevărate, sălbatice, știi? Că sunt de crescătorii, acum sunt multe crescătorii care produc. Dar e și aici, iarăși, o mare parte negativă și o mafie în care chiar n-aș vrea să intru în discuție și nu... N-am înțeles. Eu nici nu sunt atât de mare fan, dacă mă întreb. Adică mie îmi plac ichele negre și dacă am vreodată posibilitatea să gătesc sau să fac ceva fain cu ele, fac, dar am intrat așa într-o zonă de n-aș vrea să promovez astfel de... mișcări și de organizații și de, domnule, stai că numai la mine găsești și stai că costă atât și stai că mi l-a adus unul care l-a furat din Delta și stai că I don't want that shit. Adică eu sunt, găsesc să fac și dintr-un cartof ceva mișto, nu trebuie neapărat icre negre, da? Asta e altă poveste. Trebuie să-ți mai pun această ultimă întrebare. Vine primăvara peste noi, o să vină și vara. Intenționezi să organizezi treburi care presupun mâncăruri în funcție de sezon, care, cum să spun, nu numai că le servești la masă și se fac în bucătărie, ci să fie așa evenimente cu ceaun, cu... Da, nu știu dacă la restaurant voi face asta, dar, mă repet, toată mâncarea noastră e de sezon, adică acum încă e sezonul de iarnă, dar suntem în mișcare spre sezonul de primăvară, a început să apară leuri, dar la piață am găsit și un tișor, urzicile sunt, doamne-s mulți, am
peste tot și am început... Greu de curățat. Greu de curățat, dar bune la mâncat. Și le-am introdus în sosuri deja, adică sosul de ierburi l-am schimbat din pătrunjel și ce mai făceam l-am schimbat în... A început să apară și leușteanul românesc, așa timid, dar e foarte scump, e 5 lei o legătură neamică, e crazy cu leușteanul. Și încercăm cumva să mergem în sosurile de bază astea de ierburi, să mergem înspre gustul ăsta de primăvară. Un euro, o legătură de leuștean. Un euro este, ce da. Bunie, da, este un euro. Dar să facă evenimente cu ceaun și cu astea afară, nu știu, nu cred. Noi ne folosim de tehnici vechi, dar facem o mâncare un pic mai modernă. Dar intenționăm să reluăm fragmente într-o altă manieră, acum organizăm niște evenimente. Sezonul cu... 3 sau? Da, sezoane. Exact. Și dacă ne ajută timpul și avem, nu știu, timp, dacă avem timp, că e din ce în ce mai puțin timp, vrem să facem un nou research. Da. Puteți să mă introduceți și pe mine într-un episod, pot să vă explic cum să fierb cremvuștii fără spocnească. Acordul fiind atunci oprește, atunci e luată pe foc. Să știi că e o pricepere și asta. Da, e da, o pricepere și asta, că majoritatea pocnesc, deci chiar e o pricepere, e okay. Bă, foarte mulțumesc că ai venit și îmi place să cred că ne mai vedem. Cu mare drag, oricând și ți-am zis, pentru alte detalii muzicale, îți... Trebuie să o punem de lotărie. Da, mi-e doar de puțină lotărie și de niște... Îți recomand să-l chem pe Bogdan, cazane. Că e sigur, cum specialistul să nu. Specialiștilor. Cum să nu? Da. Lotăria viața noastră. Super. Ha, mersi că ai venit. Cu mare drag, mersi și eu. Subscribe la toată lumea. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.